Dragă YouTube, vă pupăm Dați-ne un subscribe, vă rog frumos Că ne ajutați foarte, foarte mult S-o adunat de am vreo 7000 de oameni De când am pornit acest stream Veniți și pe Twitch Pentru că ia uitați-vă, lumea aici e lume bună Vedem în fiecare zi oameni noi pe chat Fiți și voi alături de noi Un like, comment, share Cel mai bine ar fi pe un story, pe ceva Ne vedem data viitoare Bună seara, bună seara Ce bai? să vă povestesc ce și cum Să vă povestesc că unde am fost Nu? Am fost în Riga Știți că eu spunem că o să mă duc în Spunem că o să mă duc în În Cehia Așa că da, am fost în Riga Și a fost foarte fain Uh, Letonia, Letonia. Uh, a fost foarte fine. Urmează să apar, uh, să apar uh, vlogul. Uh, băi, dați-vă povestesc asta cu... Uh, ați văzut că n-a leșnat. Ați văzut? <laughs> <laughs> Ați văzut poza cu mine, adică pseudo-poza din, din avion cum eram tăvălit pe jos Păi hai că vă povestesc așa pe scurt Băi, um, cu, o zi înainte, cu o zi înainte de a ne porni spre Riga Am fost invitat eu și Radu la petrecerea burlacilor la colegul nostru de clasă Și am fost invitați la în afara orașului la o pensiune mai scurt Da, eu și asta era planul, ne ducem acolo tu sim petrecem, după care dimineața ne luăm bagajul cu noi și de acolo, de la petrecere, deodată la aeroport, din aer la, aeroport, deodată Riga. Ca să nu mai întoarcem în Chișinău, să mai cheltuim timp. Și eu dimineața mă trezesc acasă, mă trezesc și păi sunt așa parcă un pic, știi, când răcea la aia pe care e aproape insesizabilă. Dar parcă așa o de mă trezesc și... Ceva, ceva. Zic că e okay, ok, nu e nimic. Nu, nu face nimic m s dus, am făcut și un duș rece <laughs> Ca asta fac eu Un duș absolut rece Totul bine, parc fresh mi au rămas bun de la domnițana Mă duc în lume, eu bagajul Mă duc și ne-am pornit spre pensiune La pensiune ajungem acolo Distracție mai ha, ha, ha Mai deschidem un pic de bere un piculeț, am băut cred cu un pahar, de, nu, o, o, sticlă de asta de bere, o beau așa și parcă sunt băi, parcă... A, îmi, îmi și luasem deja niște pastile pentru răceală, zic băi, așa, pentru orice eventualitate. Știi ce, un gât de bere, nu știu ce, băi, și parcă... Parcă și tișor, parcă și o leac mă... Să-mi parcă mai tare că Eram, zic, și băi cu asta de, de unde până unde, că n-am făcut nici Nu trebuie să și, bun, tot așa mai tare Mai tare, mai tare, când la Pe la vreo 10 seara fusesem se-mi scoate am mers o O vreo 3 ceasuri Păi și m-am întors, băi, cam rău cam rău. M-am dus, am făcut un duș, m-au apucat și niște frisoane să-mi țin că ni-i fric, zic, oi, bălin, oi, blin. Eu, eu, la tusofcă, sunt la petrecerea burlacilor, știu că trebuie să mă duc în altă țară. Adică, băi, să, să-ți dai seama că de-abia te îmbolnăvești, dar tu trebuie să te duci, stai și nu mai, băi, eram, în, eram și speriat un pic, știi? Aici, toți băieții erau pe, petrecere, nu știu eu am, am stat o cu dâns la masă, am încercat să mai beau un gât, un gât de alcool, ceva acolo, și am încercat... Nu a mers deloc, am zis că, băi, eu mă duc. Și m-am retras în cameră, m-am culcat un pic, am mai băut pastile, m-am pus sub ogheal, Asta înainte de a mă porni Deci nu era rău înainte de a mă porni Băi, eram în depresie gândindu-mă la faptul că Eu mă duc în afara țării pe patru zile Unde, băi, nu ne odihnim acolo Deci noi ne-am dus, ne ducem Și da, trecut în Bruxelles și acum Ne ducem să lucrăm acolo Adică acolo e ca, și cum ne ducem la lucru Și în gândul meu zic Oi, băi, tot ce vroiam eu era să mă întorc înapoi acasă Să mă pun în pat, să-mi iau ceiuțul și să-l beau Nu, Eram cu băie. avem un 39, cred că l-avem. Am dormit un pic, pe urmă ne-am pornit spre Chișinău la aeroport. Ajungem la aeroport, de-am parcoleac mai binișor, nu știu ce, mai beau un uh, ceai. Am și stat la business lounge pentru că, <laughs> pentru că ne permitem ce o, nu știu ce, mai un măr, mai niște vitamine, mai o pastilă. Zburăm spre Istanbul. Și din Istanbul trebuia spre Riga. Zborul din Istanbul spre Riga, două ore și. Zic, băi, hai, bine. Iar îmi revenea un pic, iar mi-era un pic rău înainte de a intra în zborul spre Riga. Un pic rău, dar parcă, hai, las, mergi în coleac și ajung în hotel. Ziua aia în care trebuie să ajungem nu era foarte încărcată. Zic, băi, hai că o să fie ok. Și mă, ne ducem, ne suim în avion, urcăm în avion. Eu urc la geam, la geam la avion, ca și cum. Radu lângă mine și încă lângă Radu, un băiat tot influencer din Azerbaijan un influencer tot așa, cunoscut, la 120 și ceva de mii de urmări. Bun. Noi trei pe scaun. Eu la geam, dar geamul nu aici, ca la toate locurile, dar undeva mai aici. Aici părete. Aici geam, aici părete. Aici sta din fața mea cu scaunul, s-a mai culcat cu o un o namilă de om. Dișa, aici, -a doi scot. Am adormit un pic când era rău. Am adormit și nici nu dormisem toată noaptea. Și asta era o chestie. Că zic, băi, când ți-i rău, e cel mai bine să-ți odihnești corpul. Eu când e rău, știam că toată noaptea urmează să nu dorm. Că la 3 era... la 3 am pornit din Chișinău. Deci era toată noaptea, era nesom, clar. Și în avion am adormit un pic, am atspit un pic, parcă tot ok. Mă trezesc la un moment dat și zic, băi, eu, te parcă mă sunt mai, mai, mai bine, leac, mai fresh. Zicând asta, văd aici păretele de la avion, Văd aici cu scaunul pe mine Văd Radu doarme aici O căldură insuportabilă pentru că eu deconectasem asta Aerul ăsta Aici te tăzi, dorm lângă mine Eu mă trezesc și băi, de la chestia asta Băi, mă apuc un soi de claustrofobie Un soi de... Știu, încep, încep, să transpir de panică Parcă într-un fel Încep să transpir, pornesc aerul ăsta Încerc să mă întind cât de mult pot pe acolo Băi, hai, chill, liniștești Hai că ești ok, tot ok Mai încercam să mai respir un pic Uf, calm, liniștești, Cătălin tot... Băi, hai, să Calm, liniștești, Cătălin, tot ok Încercam să mă liniștesc într-un fel Simt că nu mă liniștesc Simt că mă panichez mai tare Simt cum transpir mai tare Simt cum încetișor Îmi și dispare imaginea Ușor, ușor Așa, parcă un fel de... Mai scurt, o scăzut tensiunea brusc Asta era faza Asta e faza medicală dacă e să discutăm Și eu simt cum se întâmplă chestia asta Aici și atât e blocat, ne-am pus, ne-am punit tot aerul și la Radu și la mine, ne-am dat tot prin mine să sufle, n-a ajutat absolut deloc. Băi, și încep, încep să mă și panichez de la asta, că zic, băi, suntem la, la kilometri, la kilometri în aer. Ce fac eu acum la kilometri în aer? ni se face rău, băi. Și zic, băi, nu, gata, mă relaxez, băi, stăt ok, gata, calmează gata, chill, nu, cât spunem mai tare chill, <laughs> cu atât mai rău ne era. Și îl trezesc pe Radu. Îl împing pe Radu, zic, băi, gata, trezești că nu e foarte rău. Radu, cum, bai și ți-i rău? Zic, băi, trezești, te la o parte, Bă, că nu e rău. eu știu că eu am mai avut, am mai avut, dacă tot dura toată asta, am spun, acum spun. Îi spun un zic, băi, Eu am mai avut niște crize. Am, băi, am niște chestii. Am fost la medic, m-au controlat, am tot curat, n-am nici, adică mi-au făcut analiză, parcă tot s ok. Dar am o chestie cu trebuie să mă întind. În, caz, în, în genul ăsta de cazuri, am mai avut o de două sau de trei ori genul ăsta de caz, în care eu pur și simplu trebuie să fac, -i să mă întind. Mă întind și pornești circulația, ok și s ok. Trebuie să mă întind. Asta e faza. Trebuie să stau cumva întins. În avion, în care eu pleacă am uca, și așa, înalt, am picioarele astea înalte, mari, nu, nici un loc acolo. Și zic la Radu, zic băi, dete, eu eram clar, eram cel mai probabil, eram alb pe față, pentru că tensiunea era dusă, transpirat tot. Și îl dau pe Radu, într-o parte eram și cu niște căști în ureche, că păi, nici n-am văzut, mi s-au dus căștile într-o parte și eram, date la o parte, Radu, așa la tot influencerul și celălalt, s-au ridicat și el, zic dați-vă la o parte, stai. Uh, stai mă și <laughs> mă pornesc spre, spre direcția unde stiuardez, adică spre fața avionului, cașcu Mă pornesc încolo, în fața mei business class cu perdică, perdicuță de asta, dau să deschid perdica și eu nu văd nimic, am gata, îmi dispare imaginea, îmi dispare imaginea pur și simplu, dau strag trag perdica și eu nu se deschide nică What the fuck? Și aud din spate. Mister! Și mă întorc și văd stewardesa care se uită la mine foarte senină, neînțelegând și treaba mea la business class. Că încolo nu te duci la viceu. Dacă vrei la viceu, nu te duci încolo spre business class. Duci în spatele avionului. Și ne arată, mister, te păși, ce Și faci? Și eu mă întorc spre ea, merg spre ea și zic, sorry, I need to lay down. I need to lay on my back, ceva. Și what was the I need to Și băi în timp și îi spun Zic nu, nu, eu nu mai discut cu omul ăsta Și spun că I need to lay down Și nu mai, nu mai întreb dacă se poate Mă culc Pe locul avionului I am leșin Da <laughs> I am leșinating right now If not laying down Și mă culc jos M-am întins Zic băi Fă ce vreți. A, ah, Radu, înainte de a ieși eu din scaun, Radu îmi spune, băi, nu te rog frumos, nu, nu te panica tare că să nu coboare aici avionul. Zic, oi, blin, există și posibilitatea asta, închipuiți. Pe altă parte, nici nu vrem să mor. <laughs> Vei m-am întins jos și erau stewardesele deasupra mea care mă întrebau, do you want something sweet? Do you want some orange juice? Dacă nu m-o zacalibit cu orange juice-ul și -ala, înțeleg, doamnele stewardese voiau să, să mă calmeze, să mă liniștească. Dar îmi adică cu orange juice să ridice glicemia Ceva, calciu, nu știu Și tot îmi you want, uh, you want something sweet She, you want orange juice Și spunem că no, nu, just, just let me Stay calm a little bit I wanna chill, I wanna Take some deep uh, breath <laughs> And then we discuss Lasă-mă o Și iar era Îți dușe o leacă Și se întorcea înapoi și e want some orange juice? Zic fi mie Dă-mi pa și Dispar Și am spus Zic nu, nu, nu Nu și am stat vreo două minute, am stat jos, am întrebat, m-a întrebat dacă am nevoie de doctor și în capul meu era Radu care mi zis, nu mă, te rog, nu fă panic să nu ne aterizez undeva. <gângătă> După care m-a rugat, mi-a spus că hai te rog cu mine, adică stuiar de astăzi, haiți cu noi încolo, spre locul lor. Zic, băi, hai, ok, merg încolo, să nu stau întins. Vă închipuiți cum toată lumea, și lumea panicată, s-a întins un om, Băi, și eu, băi, care eu. Doamne, în primul rând că sunt cunoscut. <laughs> Bun, nu mă cunoște nimeni acolo eu nu suport atenția, nici nu-mi place atenția. Da, încă și atenția asta! Băi, 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 nierat, zic, băi dar nu mă mai interesa, nu vreau să mor. Deci nu voiam să mor acolo. Nu, nu voiam să mor în aer. Și da, m-am dus la ele acolo, m tras spre fața avionului. Și zic, băi, hai ca să merg acolo și să mă întind acolo la, la, ele. Sau zic, băi, poate găsești un loc la business class. Băi, n-am, nu vreau, nu-mi place. Dar, băi, trebuie pur și simplu să am aer, și să stau întins. Și m-am dus acolo în față la avion și stewardesa îmi spune Te-ai căsit și îmi deschide scaunul și la lor dacă, Nu știu dacă știți, dar scaunul stewardeselor e un rahat de plasmas <laughs> O chestie de plasmas foarte rigidă și îmi deschide și așa este scaun Zic nu, no, zic nu, no, nu, no, nu, no, I need to lay down Și yes, but you can uh, sit down and uh, întindeți Zic ok, but uh, mai bine pentru mine, crede -mă, it's better for me if I'm lying, laying down. no, sorry, but better not laying down. <laughs> Zic, măi, tanti, măi, măi, tu vrei să mor? Zic, ok, hai că mă așez, mă așez și mă întind o Și mă, da, m-am așezat, Băi, eram ca o legumă. Îmi și revenisem deja de la statul pe jos. Îmi revenisem un pic. Uh, M-am așezat pe scaunul și la lor. Tot mă întreba orange juice, something sweet. Zic no, no, thank you. No, 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 just... Just let me in my, in my thoughts <laughs> Lasă-mă cu gândurile și în gândurile mele Și da, am stat un pic acolo și pe mine îmi spune Gata, poți să te duci la loc Can you take your place back? Nu știu ce Zic, băi, fii mie, băi, chiar, chiar, chiar mă alunge amu Adică Zic, if I can stay Five more minutes Și da, da, it's ok, no problem Zic, hey, it's ok, dar mă cam alunge Zic, am înțeles și am mai stat un pic după care i-am spus zic, Can I have something sweet and a glass of water? Și eu zic da și mi-a dat doamna două prăjituri și un pahar cu apă Ce companie aeriană era Turkish Airlines Eu cred că am avut noroc Dacă era în... Nu, deci cred că am avut noroc cam 20 de euro nu pentru că era și mâncarea inclusă cumva și eu refuzasem micul dejun că nimic pare că de la asta m-am trezit eu Mie mi se pare că m-am trezit de la fapt că au venit să mă întrebi dacă vreau micul dejun Și m-am trezit și ne s-a făcut deodată rău și am zis că nu, nu, nu. și de Radu, dar mă întreba pe mine dacă Radu a să mănânce. Și era bată de uh, gai, nu știu ce, zic guy, nu, Nic, de gai, nu, nică, du-te de te rog frumos, lasă-mă, o mi se ți rău. Și da, mi-a dat un pahar cu apă. Am vrut, pe urmă l-am întrebat pe Radu, zic, băi, trebuie să l plătesc sau? Și bun, da. pe mi-a spus, doamne, zic, da, pot să mă duc înapoi la locul meu, sunt ok. A, nu, chiar, e, mi pare că mi a spus totuși. E, mi pare că mi a spus și am spus, da, da, e ok să mă duc. Deci acum ca să răspund la întrebare Cine m-a întrebat Din momentul când mi s au făcut rău Până în momentul în care am revenit la locul meu Stau și m-am ciluit Am, m -am, chilluit, am a trecut vreo Cred că vreo jumătate de oră Cred că am așa Dar mi-a fost foarte Adică m-am speriat Mi-a mi fost foarte rău Și când m-am întors înapoi la loc De-am eram ok Da dar m-am speriat foarte tare. Deci m-am așezat înapoi lângă Radu Primul lucru l-am întrebat, să băi ai filmat? <laughs> că până la urmă era content bun și Radu a nu băi n-am filmat, n-am filmat, n-am filmat, 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 filmat că era și influencerul ăsta din Azerbaijan, Radu, Radu mi-a făcut poza și pe care nu știu, dacă ați văzut-o pe stories, o poză, o poză me. adică așa nu unde unzi mele și o că n am făcut poza s-a uitat euh, influencerul din Azerbaijan, s-a uitat la mine așa ciudat, în fel de băi tu ești tu ești nebun, omul e rău, pijos moare, tu i faci poze. <laughs> Dar da, Radu face poze la orice. Și eu eram sigur că el m-a fotografiat, adică da, a fost o poză doar așa mai light. Plus că nu spus, o panicat și el până la urmă. Și da, n-avem video cu momentul. Și nu, 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 eu nu găsesc explicația că am fost, vă spun, am fost la doctori. Am fost la neurolog, la cu intestinii, cu am înghețit chiști, am dat analiză la tăți și spuneți dat analiz. Nu mi-e clar, pur și simplu. Am fost la plămâni, m-am uitat, inima am fost. Cam asta e cu răul meu din avion. Asta tot o să. Na, eu de v-am povestit vouă, dar o să apară și în vlogul pe care l-am făcut. Poate o cădere de calciu, dar, băi, plus că trebuie să înțelegeți că aveam o febră de vreo 39. Adică, sigur, virusul este corpul încerca să lupte cu virusul, nici nu mâncasem foarte bine, nu mâncasem de pe la prânz din așa și s-au adunat tot. Dar hai să pornim, hai să pornim. Vreți ne uităm la lucruri serioase, da? pe care le-am tot, le -am tot uh, adunat. Băi, mi l a trimis băiatul ăsta, dar nu știu dacă să ne uităm la un două video -uri. hai să ne uităm numai la un video. Pe 16 iunie, după cum probabil știți și poate ați fost chiar, pentru că au fost uh, o mie de oameni, în jur de o mie de oameni, respect pentru asta, dragi oameni buni, cine ați fost, uh, eu pe 16 iunie murem în avion, voi, <laughs> dar respect pentru cei care ați fost. Și mă bucur, băi, anul viitor trebuie să ajung trebuie să ajung. Pentru că spun asta de anul trecut, am zis că o să mă duc, anul viitor chiar sper să ajung. Da, nu știu, nu știu care e situația lui, dar haideți să vă arăt. Că eu nu m-am uitat la, la tot, m-am uitat la început, sau m-am uitat la asta la tot, înțeleg. Eu păi am postat un videoclip cu o zi în urmă despre ghei, despre gamasie și și care îmi blau de mână pe străzile Chișinăului. Câți cum credeți, câți ani are băietul ăsta? Câți ani are băiețelul ăsta? Trebuie să ai vreo 20, 21. Da? Cam acolo. După ce l-am postat, am primit un mesaj așa spre sară. pe Gmail, pe poștă. Eu ca tari, nu prea atrag atenția la mesaj, fie ele pozitive, negative, dar zic, dacă venit acolo pe poștă, zic că e ceva important, sau e vreo comandă, sau ceva legat cu universitatea. Ha. Aș venit un mesaj că vin și dau examenul cu o dată, ai restanță. În fel de șare și asta, că, ca și cum el e băit rău, că el <laughs> are restanțele dacă n-ați înțeles. Ok. Dar eu niciodată m-am gândit în viața asta că ați primesc așa mesaj. Chiar niciodată. Și asta de la un simplu videoclip. Da să vă arăt și vă să nu spuneți. Nu vreau să, să ne uităm la video și pe care l-a făcut. Să nu-i oferim prea multă importanță. Să ne uităm la un video unde să înțelegem că... Să înțelegeți țara homofobă în care trăim și atunci când auziți că... Dar nu-i discriminează nimeni, să vă aduceți aminte, pur și simplu. Că l luat din la bavai de la mașină. El cam așa și va arată. Hai, citește. Bună ziua! Nu am așteptat așa din partea ta să ajungi să mi numești pe copilul meu. <gânt> Voi să auzit, da? Din simplu motiv că... Important că e, la mână avem brățara de aur. E homosexual. Nu o să-ți scot nota finală la obiect, îmi pare rău. Îi pare rău, îți mai tare îmi pare rău de fișortă. E, și cum s-ar și doamnă profesoară, de unde eu să știu cu și fericire stai tu în casă? Și eu, 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 pur și simplu îl ascultam, eu eram într-un magazin, eram în Riga, și am într-un magazin și ne-l-au trimis vreo trei oameni, zic, să mă uit și cu video Și mă uitam, și pe păi, mă uit cu păreri de, nici nu cu păreri de rău, dar cu, a asta suntem, băi, Știi că avea cânticul cu cineva, cine are când cu ăsta? Ăștia suntem, bro! Spike îmi pare, manele, manele, da? Ăștia suntem, băi, e ca, e ca asta, mă uitam la, la acest video și ce putem spune? Ăștia suntem, bro! Uniunea Europeană! Nu ești dintr-o farfurie. Da. chiar dacă s-a știut, oricum video. Știi și ciudat că, că băiatul ăsta, dragă, dragă tinere, dacă te uiți la acest video, e ciudat că acest băiat el crede că să mănânci dintr-o farfurie cu o persoană gay, ca și cum... A, ce scârbos! Dragă tinere, uite, nu te știu, nu mă știi. Poate ai să vezi acest video, poate nu. Uite, eu cu tine din aceeași farfurie n-aș mânca. Nu pentru că ești gay, vezi? N-are nicio legătură cu asta. Da, Te e ca eu sincer, eu văzându-te la prima vedere, nu-mi creezi o, 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 senzație că tu ești omul și la care ni să, nu știu, ca ca, îmi placă cumva, știi? Sau ca să, nu știu cum să-ți explic. Cum tu n-ai putea să mănânci dintre aceeași farf farfurie cu, cu, o persoană gay, uite, eu n-aș putea să mănânc din aceeași farfurie cu tine. Nu știu, nu știu cum să-ți explic de ce. Nu știu de ce. Eu clipui să-l fășem. s-a cumva că i-am numit copilul Da, pe numește la moldoveni. La da, moldoveni, băi, dacă, dacă, asta vă spun, băi, eu asta vă spun. Și când eu vă spun că trebuie să facem schimbarea din interior și să nu ne credem foarte deștepți, e tocmai e ca pentru asta, că așa e la noi, la moldoveni. Ăștia suntem noi, moldoveni. Ăștia suntem, bro! Așa e la noi, la moldoveni. Nu mai e așa, de-a dreptul om. Da, pe asta am făcut toată viața. Și atunci când, când eu spun că moldovenii sunt proști, că mai spun uneori că, băi, eu chiar consider că națiunea noastră, trebuie să repet, suntem needucați nu din cauza noastră, nu ni se datorează sau nu-i toată vina noastră. E faptul că n-am avut deschidere la educație mai bună. Și când spun că suntem proști, a lumea super. Cum băi, Cătălin? Tu spui despre moldovenii tăi că sunt proști? Da, ce să fac? Inclusiv despre mine. Da, sunt needucat și eu. Bun, poate un pic mai educat decât băiatul ăsta. Dar asta nu înseamnă că sunt foarte deștept. Educat asta de altceva. Adică am avut acces la mai multă educație, la mai multă informații, la mai multe documentare. Și poate am avut și mai multă curiozitate și mai multă pasiune de a învăța decât poate acest tânăr. Tu nu ești Mai cultural, noi nu? l-am numit pe de drept. Bravo, bravo, dragă, unu if todi. Bravo, bravo. E bine că, dar sperăm să fii vedetă pe online și să, da. Clumea mai ușor îl găsește, îl recunoști. Da, dragă Iftodi, uite, e ca, bun, ai pus tu denumiri, tu ai denumirile tale. Pe mine poți să mă numești eu sunt actor, poți să fi clown, da? Dar despre tine ce putem să spunem, dragă Iftodi? Ce, ce putem să spunem? Cum, cum putem să ne adresăm, la tine? cum să te catalogăm și pe tine? Poți să ne dai un, un cuvânt, o, să ne dai o titulatură cum, cum să-ți spunem ții? Oi de râs și de plâns E doamne ferește. O grozuri și <gânt> când ați scoat nota. Este vorba și eu că ca și cum ai scoate gunoiul din casă. Eu în general nu eram la curent că șorul dumneavoastră e așa. L-ați scos în lume că e... Doamne ajută, Doamne ajută ca oamenii să poată să facă spun despre orientarea lor sexuală cât mai liber. Doamne ajută așa să fie. La poftim. Acest tânăr, de aproape influencer, că ia uite Adică cine împărtășește valorile, îi fac publicitate fără niciun fel de, fără niciun fel de problemă. 15,2K. dați like-uri, share-uri, dragă, dragă 1, if to di. Vezi, îți fac și publicitate, n-am nicio problemă. Dați share-uri, subscribe-uri la băiețelul ăsta la greu. Bravo. Deci să, înțelegi de ce v-am arătat acest video Ca să ne dăm seama la ce etapă suntem În contextul în care vorbim noi despre geopolitică În contextul în care vorbim noi despre misoginie Despre violență domestică Nu știu ce În contextul în care vorbim noi despre Există un băiețel care asta, asta poate să spună Adică asta Așa Bun, de aici nu ne uităm la acest băiețel Vreau să vă anunț că în următoarea perioadă, pe acest stream, o să colaborăm cu cineva. Cineva foarte potrivit pentru a colabora în, în contextul acestui stream. Și anume... PAM! PAM! Stop vot! Stop fals! Sii bună asta! Ultima. Bă, putem să facem un. Un, uh, un intro de asta Stop fals Luptăm cu falsurile Bun uh, Cine știe, putem să-l și folosim uh, Cei de la stop fals Ne-au dat uh, un, un liber arbitru în sensul ăsta Dar În fiecare săptămână o să avem câte un material de la cei de la Stop Fals. De asta și spun, spliază absolut perfect pe contextul streamului nostru. Câte un fals dezmințit de ei, pe care o să-l vedem împreună. Ah, stați că noi, noi, noi tot. Dar oriunde unde torne o apa asta? Ce magie, ce magie! Mm. Perfect, că singur e interesant, împreună este și mai interesant. Da. Și da, suntem și remunerați pentru faptul că aducem public informația de pe stop fals, ceea ce mi se pare win-win. Pentru că nu e așa spuneam că ne marcăm publicitatea, dacă vreți, o colaborare în cazul ăsta. Bun, și falsul pe care îl avem pentru astăzi, e, trimis de cei de la Stop Fals, armata Republicii Moldova va deveni parte a armatei României. Băi, sincer, eu nici nu l-am auzit. N-am auzit de acest fals. Ați auzit voi? Ce e aici? Ilanșor. Pravitil Sfasandu zdaiot național nu armii Moldovei, este le și moldavski soldate slujili pad e GIDON, tot acum ei vor fi forțați să se obedezească ofițerilor români și să participe în, nu știu ce. A, asta la Telegram? Asta e cea mai fastă informație, nare sens. Este da. am început cu un fake prea ușor ce de ce ne temeam Armata Națională a Moldovei va deveni partea Armatei Române? Bun, asta a, 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 este fake-ul? <gântu -i> Cineva poate scrie... Adică, băi, înțelegem dacă spuneai că partea Armatei NATO ceva sau... Da, hai să vedem bă, ce spune măcar acest fals, să-l să înțelegem. Dar da, mi se pare și mie prea simplu. Mi se pare basic. Liderul blocului Victoriei, Lanșor, politicien și canal de dezinformare afiliate a oligarhului Fugar, afirmă că Armata Națională a Republicii Moldova va deveni parte a Armatei României, iar militarii moldoveni vor fi obligați să se supună ofițerilor români și să participe la misiunile sub egida NATO și a Uniunii Europene. Vezi că avut un, am avut în cap. Am avut un cap care are, ar avea mai multe legături cu NATO, măcar și a Uniunii Europene. Potrivit acestora, soldații moldoveni vor deveni complici la acțiunile țărilor NATO, iar armata va înceta să mai existe ca forță independentă. Afirmațiile sunt false și fac trimitere în mod eronat la un proiect de hotărâre de guvern care se referă la un acord de cooperare militară între Guvernul Republicii Moldova și cel al României. Aha. De vezi? Falsurile care prind. Au la bază o sămânță de, de adevăr, ca și cum. Au de la, pornesc de la ceva. Pentru că sunt și cazuri în care fake-urile, și le-am avut și aici, cred că le-am discutat și aici, fake-uri care ies din nimic. Din nimic. Cum era, de exemplu, acesta cu recensământul. Băițelul și la care nu vreau să tac. Când el pur și simplu, zic că acest recensământ e fix ca în Germania. Și acest recensământ știm noi ce face. Adică fake care pornește din nimic, din piatră seacă. Există și așa ceva. Dar uite că există fake-uri care pornesc din faptul că fac trimitere în mod eronat la un proiect de hotărâre de guvern care se referă la un acord de cooperare militară între Guvernul Republicii Moldova și cel al României. Dar de unde știi, domnule Sorș domnule Alexei Lungu, <laughs> când nu România spun armate? <laughs> România spun armatei noastre. Ministerul Moldovean al Apărării a dezmințit informațiile care se înscriu în narațiunea falsă a propagandei ruse, conform căreia Occidentul dirigează Republica Moldova. Oligarhul fugar Ilan Șor, condamnat la 15 ani de închisoare pentru implicare în furtul miliardului. ne mi plac sursele oficiale sau cum a, 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 portalurile astea serioase. Tot timpul aduc în discuția, adică îl, îi dau titulatura full lui Ilanșor, oligarcul fugar Ilanșor, condamnat la 15 ani de închisoare. Ca atunci când deschizi și foarte sănătos, pentru că atunci când deschizi, dacă tu ești un necunoscător, și când deschizi o astfel de informație, să înțelegi cine este Ilanșor până la urmă. Că există asta cu Ilanșor, e controversat om de afaceri. Ilanșor, controversat om de afaceri? <laughs> Ilanșor sau Veceslav Platon, controversatul om de afaceri implicare în furtul miliardului, a scris la 17 iunie pe canalul său de Telegram că guvernul Sandu predă Armata Națională a Moldovei. Mesajul este însoțit de prima pagină a proiectului de hotărâre a guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea celor de-al doilea protocol de amendare semnat la București 24 mai 2024, acolo între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României privind cooperarea în domeni domeniul militar, semnat la Chișinău la 20 aprilie 2012. Stop. Nu înțeleg. A, cel de-al doilea protocol de amendare semnat la București 24 mai, acordului dintre guvern. Aha, acordul este semnat din 2012, practic, un acord e semnat din 2012. Da, l au semnat și acum la București un alt așa. Proiectul se află pe ordine de zi a ședinței cabinetului de miniștri din 21 iunie. Dacă înainte soldații moldoveni slujeau sub egida ONU, acum vor fi obligați să spună ofițerii români și să participe la misiuni sub egida NATO și UE pentru a-și îndeplini sarcinile murdare. Sandu, Moldova nu este România și nu NATO. Armata noastră nu ar trebui să lupte pentru platformele petroliere din Siria sau cu NATO și să bombardeze Serbia ortodoxă. Ortodoxă. Și nu o va face. În original, pravite așa. În original, asta e alușor, da? În aceeași zi <laughs> Alexei Lungu băi, băi, dacă nu Dar tot pentru mine Alexei Lungu Este un, 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 un meme superb Alexei Lungu este un meme superb Băiețelul supărat <laughs> Pe care bătrânce cu <laughs> Cu Cum îl chema pe cu nene acolo Care l-a alungat de la Parada lor de nou, De 9 nou mai <laughs> Faptul că Alexei Lungu are, are lucruri de spus e foarte amuzant. Deci, în aceeași zi, Alexei Lungu, liderul partidului Șansa, afiliat lui Ilanșor, a publicat pe Telegram și Instagram un mesaj similar în care susține că Armata Națională a Moldovei va deveni parte a Armatei Române. Maia Sandu a decis că cel mai bun mod de a întări armata noastră este să o integrăm în sistemul de securitate românesc. Și dacă înainte militarii noștri serveau exclusiv sub egida ONU în misiuni de menținere a păcii, acum vor fi obligați să se supună ofițerilor români și să participe la misiuni sub egida mult mai îndoielnică a NATO și UE. Seamăn un pic, un pic, un pic seamăn. Este doar o acoperire pentru a-i face pe soldații noștri complici la acțiunile țărilor NATO. Autorii postărilor nu și-au argumentat în niciun fel afirmați. Da, nu, o să, o, o să vorbim cu cei de la, <gură> cu cei de la Stop Fals, ne dă ceva mai greu măcar. <gură> că și se ocupă, băi. Așa, falsurile promovate intens pe canalele dezinformate, declarațiile au fost distribuite pe numeroase canale de dezinformare de pe Telegram, vizate în mai multe articole. Da, dar vezi că, uite, știți care e faza? Că genul ăsta de fake-uri pe care noi, noi clar că ne uităm și le înțelegem că sunt fake-uri, ele sunt în marea de fake-uri aruncate tot așa Adică sunt o mulțime de, de fake-uri Între astea care par, par niște prostii pentru unii Dar pentru alții, ui, încă ceva Cum ește? Te mai ește dau și armata, ui, României Uite, mai ește dau și nu știu și României mai ește o canal, este geaba și spicături care contează Pentru noi, cei de aici da, poate ne uităm și ha 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 Ce amuzant e că El a cu Alexei Lungu Alexei cel supărat Alexei cel bulit. buliit Băi, trebuie să oprim bullying împotriva lui, lui Alexei Lungu eu, sunt, eu, nu sunt de acord cu bullying Direcționat spre Alexei Lungu Josui Alexei Lungu Da, având în vedere și Asemănarea de nume de familie Bun, deci au apărut pe canalele Partidului Șansă, fost Partidul Partid Șor, Blocului Poli Victorie, dar și de unele canale media pro Kremlin sau afiliate lui Șor, printre care KP.md, TV6, în Moldove, Sputnik Moldova, Moldova GGUZ News, Moldavski Vagon, avem Moldavski va este V? Vibar Moldova, băi, atât de multe au ei? Atât de multe au? Insider Moldova, Pridnistrovets, Gagauzka, Republica Mamalâga, Itacana. <laughs> <laughs> Falsul a ajuns pe site-urile Pravda Moldova da, și prin Nistrovi. pe Băi, tătă adunătura, tătă adunătura. de portaluri. Autoritățile dezmind afirmațiile. Dar faptul, băi, că niște oameni, noi, noi acum ce facem, ne distrăm. Ne uităm și ne distrăm de Ilan Șor și Alexei Lungu, care s-au trezit că le se dă armata românilor. Dar niște oameni din structurile serioase de stat trebuie să, dezmi să dezmintă la modul real. La modul real trebuie să dezminți aceste informații. Deci, ești Ministerul Apărării și trebuie să dezminți prostiile spuse zilnic de Alexei cel buliuit. Na? Vă dați seama ce, ce viață tristă să ai? Ministerul Apărării a dezmințit declarațiile ușor și ale surselor media și poliției la federația acestora, precizând că documentul vizat prevede completarea acordului bilateral cu un nou articol sprijinul reciproc în cazul misiunilor și operațiilor, prin care se stabilește susținerea logistică și administrativă reciprocă în procesul de pregătire și participare la misiuni și operații sub egida organizațiilor internaționale printre care e Uniunea Europeană. Aha! Deci ați înțeles de unde pornește fake-ul. Uh, documentul prevede că militarii moldoveni participanți la misiuni internaționale vor fi susținuți logistic de structurile armatei române, alături de care vor executa misiunile în teatrele de operații. Exemple similare de cooperare armată națională de ține și în alte misiuni internaționale, precum că așa, 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 așa. a transmis. Arme, așa e la noi, Army.md. Uf. <laughs> Uf. Îmi doresc să creeze pretexte pentru amestecul Federației Ruse în treburile interne ale Republicii Moldova. Potrivit analistului Anatol Țăranu, polițienii pro Kremlin și sursele afiliate lor promovează această informație falsă pentru a destabiliza Republica Moldova și a justifica politicile așa, așa. Prin această dezinformare, ei doresc să destabilizeze situația din Republica Moldova și să creeze pretexte pentru amesticul Federației Ruse în treburile interne ale Republicii Moldova. Ca și cum dacă, dacă Rusia se implică, de ce... Adică nu, dacă, dacă România se implică în armata noastră, de ce nu, nu s-ar implica și Rusia? Asta înțeleg. Ei creează pentru Federația Rusă pretexte pentru a se manifesta într-un mod tot mai agresiv în raport cu Republica Moldova. Pe de altă parte, prin aceste dezinformări, ei încearcă să justifice politicile Moscovei care propagă minciuni, precum că NATO este un bloc agresiv, și iată că Republica Moldova este atrasă în această politică agresivă pe care o promovează blocul NATO. Da. Asta se face în condițiile în care Rusia este principala țară agresoare pe continent. Da, Rusia o fi agresoare. Dar dacă nu pornea Rusia, nato i -a ataca, precis. Am mai am mai vorbit cu cineva recent și tot era cu asta, cu, dar dacă nu ataca Rusia, pe păi ataca NATO. Pe, pe, pe ce te bazezi când spui asta? Pe ce te bazezi când spui asta Băi, mor Și găsim un fel de justificare Că erau de-am aproape Băi, Finlanda stă acolo <gântu -i> E acolo Nimeni nu Adică, înțelegi? Nu, nu e asta E clar că nu e asta motivul Vezi că o să fac cineva un fake din afirmația ta Da, mai <gântu> bine Bine că am asta pe ecran <gântu -i> Stop fals, Cătălin Da Așa deci este o dezinformare pentru a destabiliza Republica Moldova și a justifica politicile de agresiune ale Federației Rusie în Ucraina, dar și în raport cu Republica Moldova, a spus Anatol Țăranu. A, ce prevede cel de-al doilea protocol de amendare? Băi, mă bucur că noi putem și să învățăm ceva. În... Că noi așa numai ne hăhăim. Dar des ne uităm și să învățăm ceva. Pe 24 mai, conform unui comunicat al Ministerului Apărării, ministrul Anatolie Nosate și omologul său din România, Angel Tâlvăr au semnat la București cel de-al doilea protocol, așa, 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 așa. Documentul actualizat prevede susținerea reciprocă în domeniul pregătirii și participării în comun la misiuni și operații sub egida organizațiilor internaționale, cum ar fi UE. Se arată în mesajul publicat. Bun, aș vrea să știu dacă există ceva concret și ce înseamnă asta. Să, să, să participi la misiuni sub egida UE. Mm. Cel de-al doilea protocol de amendare prevede completarea acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României privind cooperarea în domeniul militar cu un articol care stabilește că părțile se vor sprijini în condiții de reciprocitate și pe bază de oportunitate în toate aspectele referitoare la pregătirea și participarea la misiuni și operații în cadrul coaliților multinaționale sub egida ONU, OSCE, NATO sau UE, inclusiv în ceea ce privește sprijinul logistic, transportul, serviciilor de telefonie și internet, sprijinul financiar, medical și evacuarea în situații de urgență. Ah, foarte frumos! Foarte frumos! Dar acum era sub egida ONU? Dar, dar, cum? De când ține el șor atât, atât, de mult la Egida Onu? <laughs> adică cu Egida Onu nu a avut probleme. Are acum probleme. Cu Egida României. Bun. Documentul stipulează că acest suport va, se va acorda în aceleași condiții ca cele aplicabile propriul personal participant la misiuni sau operații desfășurate în afara teritoriului statelor cele două părți. Totodată părțile convin că detaliile necesare referitoare la sprijinul și serviciile oferite să constituie ulterior obiectul de reglementare a unor înțelegeri tehnice subsecvente și sau altor instrumente juridice în conformitate asta n-am înțeles-o. Dragă stop fals, ce înțeleg și eu acum... <laughs> Potrivit documentului prin încheierea protocolului respectiv, va, fi facilitată acordarea reciprocă a suportului logistic și a serviciilor aferente participării în comun la operații și misiuni de menținere a păcii. Republica Moldova intenționează și în continuare să participe cu personal și sau contingente militare la misiunile și operațiile internaționale sub egida ONU, UE, NATO sub a mandat ONU și OSCE. Da, văd că ONU rămâne pe aici. Aceasta constituie un important aspect în dezvoltarea relațiilor politice bilaterale și un factor ce contribuie indirect la creșterea nivelului de asigurare a securității statului nostru pe continentul european. Doamne ajut! Pe de asta, până la urmă, noi, noi dezbatem acum, dezmințim falsul, dar e o chestie foarte bună. Narațiuni și falsuri specifice propagandei ruse. Afirmațiile potrivit că Moldova este condusă în prezent din exterior și anume din Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii, că armata moldonească va fi atrasă de NATO în război sau că va fi sub controlul unor forțe străine, reprezintă unul dintre națiunile preferate ale propagandei de la Kremlin. Acestea s-au intensificat odată cu instalarea unei guvernări pro europene în Republica Moldova în 2021, precum și odată cu începerea în 2022 a invaziei militare la scară largă a Rusiei în Ucraina. Printre cele mai recente falsuri din domeniu promovate de policieni și surse de dezinformare se numără afirmația că activitatea mai Sandu și Victoria sa în alegeri va duce la Moldovei să a luat război, da Despre asta am tot discutat Da? Nu știu dacă v-ați întâlnit Cu acest fals, eu nu l-am întâlnit L-am văzut prima dată Da, ce să vă zic Dragă Dragă Stop Fals Vă mulțumim pentru că Mai și învățăm ceva pe acest stream Nu-i așa, dragi oameni buni? Vă mulțumim că ne-ați contactat și că doriți să colaborăm și o să colaborăm în sensul în care să transmitem, să, să transmitem cultura de bankingului și a combaterii dezinformării. Mulțumim frumos, dragă Stop Fals. Noroc. Dar, dar, data viitoare o să-i rog să, să ne dea ceva, ceva mai, mai puțin, adică în care măcar scred. <gători> Știi să cred o leacă ca să și dezmint mai cu plăcere." Dar așa parcă mă uit că îi lanșor și colecție lungu post, dar ceva, păi pe... Ok, da. <gători> Bun, aici aici rubrica. prima rubrică din această serie. Se încheie? Mulțumim cu atât stop fals. Stop fals. Tu pum pum Luptăm cu falsurile. Până, 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 până. Așa Ei cu, cu ai noștri Domnul Cafcaliuc și doamna Kafka, Doamna Sainz Așa Salut Cătălin Și că au fost la o călătorie cu trenul Și acolo pe parcursul călătoriei Actorii au jucat un train quest Tema era omorul unei directoare A unui fond de caritate Culmea ca și Sfetunea Serios? <laughs> și actorii povesteau unde au fost, ce au făcut Tu da, da, ca să își dovedească nevinovăția în omor Și la urmă călătorii trebuiau să ghicească cine a omorât doamna fondului de caritate Și că ca neșna că domnul Sfetei a fost cel mai brav și au câștigat o sticlă de șampanie Ci că detectivul și în Anglia e Asta am văzut și nu înțelegem la ce se referă ne auzim pe Twitch, sper că de grabă îmi e dor. Pup! Deci stați așa, stați așa, că mi-ați mai trimis, mi-ați trimis, mi, trimi, mi tot trimis materiale despre acești domni. Deci eu mers cu trenul, acum noi nu știm, noi presupunem, că noi nu știm, noi nu știm dacă noi doar putem presupune. O mers cu trenul și în tren erau niște actori care jucau o scenă de... De detectivism, da? De Sherlock. Ei s au jucat în tren. <laughs> Uf, bubălin! Uf, <laughs> doamne! Opriți planeta! Vreau să cobor la prima! Bun, deci eu fost în tren și niște actori jucau, era un fel de... Cum se nume cartea și a Agatei Cristi? Nu, era un fel de Agata Cristi. Asta e faza. Bun, și-o câștigat o sticlă de șampane, este și un dista, vreun ceva serios, da? 32 de vagoane și hai să ghicim cine a câștigat. 32 de vagoane de oameni în sens. Noi, iubitul meu. Ce, asta e doamna Svetlana Sain nu? Da. Cel mai bun detectiv. Am câștigat o șampanie. Dar emoțiile sunt unice. A ghicit. N-a ghicit. Doamna Sain Sus, n-a ghicit. A dedus. A ghicit. Ghicești orice am. Ghicesc eu că prost. Eu ghicesc. Iubitul dumneavoastră, cel mai bun detectiv, n-a ghicit a dedus detectivul și în Anglia e detectiv. Mama Bimam Mă mândresc, te iubesc. O dă pirime Semn că și noi, dacă suntem detectivi buni, <laughs> înțelegem că mă mândresc, te iubesc, faci o poezie așa cum faci domnul Cafcaliu poezii. Aș câștiga ușor șampanie <laughs> Bun Am înțeles că era ceva că colonel Că colonelul rămâne colonel Da N-am înțeles că ne-a uitat la, la, documentarul despre el, n-am înțeles deși nu era printre profesorii lui Sherlock Holmes. Așa. Aici e stai... Oh my god, măi, ce cringe, măi, măi ce cringe, Doamna Svetlana, Doamna Svetlana. Oh, oh, doamne, doamne, îi pune, îi pune Sherlock deasupra. Dar domnul Cafcaliuc e de acord cu asta? Domnul Cafcaliuc e de acord când doamna Svetlana postează asta? Noi doar presupunem. Noi nu știm că e Cafcaliuc, nu? Cineva știe cu siguranță? Eu nu sunt atât de în temă. Dacă voi știți cu siguranță... A, mușcă, am văzut că ne-ați mai trimis, ne-ați trimis indicii că voi... Domnul Cafcaliuc e minșiună pe lângă voi. Voi ne-ați trimis indicii, serioasă. Bun. Actorii felicită Invingătorii au arătat astăzi moldovenii ce pot. Da. Asta mi a trimis și voi cu asta cu insigna închept. Da. Și acest costum. Măi, <gângători> măi, 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 măi! au cât să ne aumăi? măi să ne dacă nu ține, vezi că asta nu ține de vârstă. De asta eu, de asta eu uneori vă spun și vouă și vă mai spun o dată. Vârsta nu înseamnă nimic cu oameni buni. Nici în sens bun, nici în sens rău. Înțelegeți? Vârsta e o chestie. Ai trecut mai mult prin viață. Nu înseamnă că ai trecut mai calitativ prin viață. Nu înseamnă că ai căpătat experiență mai bună în viață. Nu înseamnă în niciun caz că ești mai inteligent. Dacă ai trăit mai mult, în niciun caz nu înseamnă asta. Nu, nu asta vreau să spun despre cei doi, deci nu, nu fac aluzie la ei, doar spun. Dar da. Asta da? e, da, în Londra. A, asta pe care am postat-o, care ni s-a părut super funny. Domnul Cafcaliuc, în ce relații sunteți cu doamna Svetlana? Bune, foarte bune, extraordinar de bune! Poietul nostru! Poetul nostru național Atâta poate Da, dar voi cum credeți? <truf> Truf> și aici arată cum se uită el la mă, de un cringe Cofi pe co Cofi doar de dragul discuțiilor Că își face Svetlana sa în sus Rating pe asta E absolut neimportant Pentru cât de cringe e totul <gătru> Și iarăși, eu, băi, eu sincer și nu bat capul, cu toată sinceritatea vă spun, mie, mie milă într-un fel de copiii acestor domni. Păi, nu fac un lucru rău, că se joacă și ridică intriga asta și nu știu ce, nu e un lucru dăunător. Dar să facă mamea mea cu tătic meu așa ceva, bun, tătic meu a murit, Da, zic, când era, să facă mamea mea cu tatăl meu așa ceva, eu mă dezic de ei, efectiv, eu, eu personal mă dezic de ei. să văd eu că mamea postează cine e Cine e iubitul meu secret? Mă mic și cu tine. Mă mic, mă mic, câți ai? Și cu tine, trezește. <laughs> și înțeleg că ei au copii și independent. Adică dacă e adevărat că ei sunt împreună, au și un copil împreună. Dar au și copii independent. Chiar și să nu fie adevărat. Tu continui să lași porcăria asta de Santa Barbara să trăiască, chiar și să nu fie adevărat. Că-ți face ție rating? Păi nu ți rușine. <laughs> Mă înțelegi? Spun. Eu, eu înțeleg că n-ar trebui, adică n-ar trebui să existe bullying pe lumea asta. Dar să duci și copilul domnul Cafcaliu, ca să duc la școală într-o zi, nu știu, poate acolo în Anglia și nu știe nimeni, dar să duc la, sau să-l vadă cineva prin, prin, nu știu, prin Moldova sau să aibă prieteni din Moldova care zic, păi și cu tatăl, și cu dânsul, și cu dânsul. Sau să facă glume de gen. Nu, știu, nu știu ce să zic. Da. Și spuneți-ne că dacă sunt, maturi, dacă sunt mai mari, înseamnă că nu știu ce. Terminați, terminați prostii Mi-e absolut neimportant Mi-e absolut paralel Că doamna sa În sus ar avea o relație Cu domnul Cafcaliuc În sensul în care să mă preocupe La modul serios problema Adică bineînțeles că îmi place Să discut și să bârfesc cu voi Despre chestia asta pe care tot o arunc În spațiu public să vede că asta vrea Dacă asta vrea asta îi dăm, nu-i problemă Dar într-adevăr n-ar trebui să avem o problemă Cine cu cine se culcă și nu avem o problemă. Și nici în cazul Nataliei Morari cu Platon, nu aveam o problemă cine cu cine se curcă. Eu personal. N-am o problemă. Da, apropo, dragă, dragă doamnă Svetlana s-a sus și iubitul misterios. Felicitări să trăiți de un cringe enorm. Hai, probabil asta, pe asta o știți. Ați văzut că nu știu, e o chestie interesantă, cei de la Ministerul Mediului, ați văzut că au început să facă niște posteri dintre astea uh, umane în care personifică insectele și au ca scop să, nu știu, să, să ne mai liniștească spaima de insecte. Și au făcut unul, mai făcut unul, am văzut de curând tot e șaibuit. da ce să spun? Da, 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 cred că da. Da. Și așa, cu mi-a spus urechelnița ca am de da. Da, nu sunt eu fanul la așa ceva, dar eu mi se pare că e ceva. Băi, e drăguț, e ceva drăguț, adică până la urmă și poți și poți să te legi de o urechelniță, zici că nu-ți place urechelnița. Da. Dar felicitări pentru faptul că adică trebuie să depui un pic de efort, știi, și m-am mai gândit eu. C scrie așa ceva, e nevoie în primul rând că tu, tu ești comunicator, probabil, dar ai și capacități de a scrie Adică aici e un scris, așa, îți dă, o, îți dă un vibe. Deci felicitări pentru cel care face aceste texte. React la declarațiile lui Năntoi. Băi, dacă îmi trimiteți toată declarația, poate să o privim împreună. Am auzit ceva, dar n-am înțeles mare lucru. Să analizăm ce... Asta spune domnul Năntoi la tribuna Parlamentului, referitor uh, dansatorii din uh, ansamblu Joc, care au fost să danseze cu... Șor, Asta înțeleg, corect? Scandalul Isca după ce câțiva dansatori de la joc au apărut în imagine alături de Ilan Șor la San Petersburg, unde se desfășura Forumul Economic Internațional a ajuns și în Parlament. Deputatul Pas Oazu Nantoi, a, domnul Antoi deputat, a ținut pe final de ședință o luare de cuvânt în care s-a referit și la acest scandal, dar și la scenariul în care Moldova ar deveni parte a Rusiei. Ei bine, dacă vine Ruski în Moldova, frumoasele ce vor avea o perspectivă strălucitoare. Pentru ruble vor deservi în bordeluri soldații eliberatori ruși. Să analizăm ce ar putea însemna pentru Moldova să devină parte din lumea rusă. Poate nu e chiar atât de rău până la urmă. La Moscova, la notoriul congres, frumoasele moldovence au dansat, nu gratuit presupun. E bine, dacă vine ruschi mir în Moldova, fetele frumoase din Moldova vor avea o perspectivă strălucitoare. Pentru ruble vor deservi în bordeluri soldații liberatori ruși, pentru asta nu trebuie să studiezi la universității europene. Tinerii vor avea o perspectivă la fel de strălucitoare: să devină carne de ton zombificată și să omoare pe toți pe care îi arată Marele și veșnicul Veșnic alesul Putin. Noi, nici copiii însoritei în Moldove nu vor fi uitați, vor fi supuși procesul de denazificare radicală. Spiritul românesc va fi ars cu fierul încins. Aproximativ la fel se face deja în școala militară Suvorov din Tiraspol. A spus deputatul Oazan Antoi la tribuna Parlamentului, vedeți toare de cuvânt integral a Parlamentului în video. Probabil, probabil ar trebui să-l tot, dar vezi că înțeleg că sună, sună un pic cam agresiv, dar, au spus ce și, și se întâmplă în Ucraina Adică într-un fel Eu pot să iau într-un fel apărare Domnului Nantoi în situația asta Cu faptul că Când a spus el Fetele frumoase Nu s-a referea neapărat La fetele Anume doar cele frumoase Nu Asta voia ca legătură A faptul că Dansatoarele alea frumoase De acolo care s-au dus Nu știu ce Dar de asta se întâmplă în Ucraina. De asta e, e sună, sună agresivă, dar e agresivă, da, cred că o afirmație construită ca să atragă atenția la problemă, da, într-un fel. Adică nu, nu văd să fi pus că anume fetele frumoase o să fie alea, deci ca și cum dăm vina pe victime Nu, 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 nu am văzut că e dispre, să fie despre asta, știi? Da, plus că ți-o spus mai departe, bărbații o să trebuiască să împuște pentru viziunile marelui Putin și copiii care o să trebuiască să... Și deci, da, nu știu ce să spun, înțeleg, înțeleg pe alocuri supărarea, dar... Dar e tocmai ca să evidențieze, băi, cum ca... nu numai, nu numai ca fată, că de asta au spus, și fată, și băiat, și nu știu ce. Cum te duci într-o țară care dacă mâine își mută conducerea aici în Chișinău... Eu nu înțeleg cum, cum, cum nu înțeleg și Copiii ăștia și, da, într-adevăr, dansatorii din ansamblu joc Mai, măi, dragi oameni, cum nu înțelegeți voi? Probabil nu știți sau nu vă informați ce se întâmplă pe front, în Ucraina, băi Păi, într-adevăr, armata rusască uși de la greu, violează la greu N-au scrupule, n-au scrupule Cum vă gândiți voi? să vă duci și să, pentru niște bani, bani care, băi, pe bani și ei, e posibil că, într-adevăr, în, nu știu, nu spun și eu, muș, hot take-uri, dar e posibil că în Ucraina niște omologi de-ai voștri sau tineri, tinere de aceleași vârsti ca voi, cei care ați dansat acolo, îs împușcați sau violați de armata rusă, unde tu te duci cânt și cânti, să-și dansezi. Asta, e, asta, e, asta ar trebui să fie o leacă Mm, eu, eu tot am, am această frustrare De încercare de a transmite mesajul Și poate domnul Năntoiu a dat -o așa pe, pe față și agresivă Că acum am văzut-o cu voi împreună Și înțeleg unde e unde Supărarea cumva Dar băi așa e Asta se întâmplă în Ucraina știi De asta o încercare de a convinge tinerii Băi treziți vă băi Trezâți-vă la viață Nu-i mai, nu posibil să fii tânăr și să crezi în ruski mir, să ajuți ruski mir, să dansezi pentru ruski mir. nu e posibil. Se vorbește azi de candidatul unic care a ieșuat. Da, am văzut ce dar ba mai mult, l-am pregătit, ia stați un pic, stați un pic. Așa mi-aș scris niște momente. Dar chiar M-am uitat la tot, dar... Deci, Ura. candidatul unic, dacă n-ați înțeles, candidatul comun, <laughs> e o inițiativă a doamnei Natalia Morari așa înțeleg, de a avea o convorbire cu opoziția și cu opoziția și să găsească un candidat care să o contracareze pe Maia Sandu. Acum, nu știu, din punctul meu de vedere, nu prea, adică nu prea, ai, nu prea, nu prea sunt oameni. Aș vrea, aș vrea să existe opoziție sănătoasă, am mai spus, dar nu există. Nu există. N-ar fi cineva spre care ca să mă pot orienta acum că, băi, poate există. Uh, și da, despre candidatul comun ne spune, uh, țineți minte poza și cu, cu, cum s-au întâlnit ei, Natalia Moraru, eu adunat și s-au întâlnit ei împreună și nu știu ce. Raslinie și dispus lucrurilor pe nume. Ha. Vă amintiți că o lună și jumătate în urmă, personal, am ieșit cu inițiativa de a lansa un dialog între liderii opoziției, în cadrul căruia care... Da, aici s Apropo, din cât înțeleg, nu știu sigur, pot să mănânc rahat, dar îmi pare că doamna asta e cea care se întreba dacă noi suntem plătiți de Uniunea Europeană cu vlogul, cu Europa. Dacă nu greșesc, e doamna. Dacă nu greșesc. Să fie discutată posibilitatea înainteirii unui candidat comun neutru în cadrul alegerilor prezidențiale din această toamnă. Am ieșit cu această inițiativă pentru că credeam atunci și cred în continuare că opoziția nu mai are dreptul moral să fie cea care doar reacționează la agenda puterii. Oamenii așteaptă de la lideri acțiuni concrete și apărarea intereselor lor, dar nu doar intereselor guste de partid. Mm -hmm. Din start am promovat ideea că un candidat comun neutru, ajungând în funcție de președinte, va fi garanție că în 2025 noi putem avea alegeri parlamentare cu adevărat libere și democratice. Așa. Cât de libere și democratice au fost alegerile locale din anul trecut, noi am simțit cu toții. Bă, mie mi se pare foarte... Eu, eu sincer, eu sincer, pe Natalia Morari, nu pot să iau o clipă în serios. Măi o clipă. Adică eu o ascult, cum mi-a spus domnul Calugareanu. Eu mă uit. Domnul Calugareanu a zis că nu se uit. Eu mă uit la Natalia Morari. Eu am nevoie să ascult ce vorbește doamna Natalia Morari. Dar atât de, măi, dimițiti când îmi spare Natalia Morari? Atât de, măi, Nătălița, măi, Nătălița de ce, ești, ce ești supărat? de ce, de ce ești supărat? E ca așa, falsă? Nu, nu nici nu că falsă, nici nu... Eu am mai spus, eu, eu nu eram fan Natalia Morari nici înainte. Nu că o, o bănuiam de ceva, nu, nu. Nu, susțineam faptul că... Uite băi, ne duci pe vectorul european, susțineam în totalitate, dar nu eram fan niciodată, că eram fan Gheorghe Gonța, asta pot spun. Dar Natalia Morari niciodată nu mi-a plăcut, știi? Mi se pare o, o, o fetiță... O fetiță, da, o fetiță supărată, frustrată, o, frustrată de, de, context. Că lumea s-a dat-o într-o parte și Natalia nu! Nu! No. Eu dacă vreau fac să le <laughs> Așa o văd Natalia E Cu niciun rău. Nu, nu spun că e o persoană rea sau ceva. Dar așa o văd. Pentru ca acest proces să fie corect la maxim, am da. invitat la dialog și patru observatori pe care urmăritorii acestui canal îi cunosc bine. Stanislav Pavlovski, Valeriu Stalep, Fulga Grabovski și Ian Lesnevski. Pe această cale le mulțumesc încă o dată pentru timpul și efortul depus. Sunt convinsă că fiecare dintre ei are propria viziune asupra procesului de dialog desfășurat și dacă vor dori, o vor face publică. Reacția inițială bolnavicioasă și chiar isterică a puterii la acțiunea noastră. Mm. Eu am mai auzit asta, cum ai făcut Natalia Morari un, 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 video tot cu asta, cu reacția puterii la... Băi, îmi pare că Radu Marian îmi pare că este pe aici, da? Adunarea corupților și trădătorilor Dodon, Chicu, Filat, reprezentanții lui Platon și Plahotniuc, Șor s-au unit și au decis că dușmanul lor comun e Maia Sandu și Pas. Președinta care alături de guvernare a făcut din Moldova, o țară respectată în lumea întreagă, a deschis negocierile de aderare cu ei, a depășit crizele externe fără precedent abătute asupra noastră, a investit în infrastructură mult mai mult decât alte guvernări. Acesta este dușmanul lor comun. Ei nu luptă cu corupția cu Kremlinul care vrea să distrugă democrația și țara. Ei luptă cu propria lor țară. Alegerea oamenilor pe 20 octombrie este una foarte clară. Ei vor avea de ales între un viitor european al Republicii Moldova și această adunătură de corupți trădători. Băi, pe lângă faptul că bine spus, Natalia Morat tot baga asta că puterea s-a da. speriat și a început puterea să, guvernarea să atace această întâlnire a lor în... Păi nu, aici este Inat Albot, care nu-i puterea, îi Alex Bureț, care nu-i puterea, îi Ani Crăciun, care nu știu cine, îi <laughs> Ivan Sfiatcenco, care nu știu cine, îi Vitale Călugăreanu aici, care știu cine, dar nu eu n-am văzut Maia Sandu se posteze la greu să, și, nici, nu că, nu nu Maia Sandu Dar se posteze Radu Marian vreo patru Postări în care spune că Wow, ce adunare, ce ne facem cu adunarea asta Jos această adunare De unde s-o trezit doamna Natalia Morare în cap Că are guvernarea O problemă cu întâlnirea asta Care da, e rușinoasă pe care am comentat-o și eu Care nu văd nimic ilegal aici Nu văd nimic amoral aici Da, într-adevăr, poate un pic exagerat Într-adevăr, da e gluma lui Alex Bureț nu-i nu, -i, nu -i gluma lui Maia Sandu. Cum și eu, ce spun eu? Aici nu spune Maia Sandu. Unde, te, unde, spui tu că guvernarea s-a panicat la această adunare a voastră? Că nu, eu, pur și simplu eu o adunare amuzantă. Și cum o spus doamna Maia Sandu, doamna Maia Sandu a spus că, băi, trăim într-o țară democrată, faceți Orice adunare. Vreți cât timp noi în contradicții cu interesele țării? Scurt pe doi. Unde a fost guvernarea care s-o speria de adunarea voastră? care era clar că nu are nicio, niciun strop de izbândă acolo. Pentru mine tot. Toți de aici sunt niște persoane îndoielnice. De, de, fieca, de la fiecare, fiecare de aici m-a dezamăgit într-un fel. Acum, ce să fac? Nu le spun că să, nu știu ce, nu-i nu, nu, nu numesc, nu-i jignesc, pentru că sunt oameni până la urmă. Dar da, e amuzant. Astră banală la un elementar dialog politic care este absolut... Așa, cine mai făcut? Zdarova Natasha! Pentru, pentru tine, doamna Natalia Morari, Zdarova Natasha! <laughs> zdarova Natasha e guvernarea sau secretele puterii cu Alex Cozer sau mai Sandu, președinte 2024, care nu știu dacă știți, doamna Natalia Morari Nu mai Sandu postează în grupuri astea <laughs> Ba mai mult aici chiar scrie cine? Natalia Morari <laughs> Natalia nu știu cum. Aici, în ultimele zile. A, ah, asta e cu PAS Youth. Care tot? PAS Youth -ă sunt niște tineri, niște tineri entuziaști care susțin pasul. În ultimele zile, Vedem că Federația Rusă face eforturi importante de coalizare a așa zisei opoziției de la like Chișinău. Opțiunile sunt clare. Da, ce vreți? Ce v-a făcut? Cum v-a atacat guvernarea aceasta adunare? Fierescul unui proces democratic sănătos a demonstrat panica lor. Și cine s-a panicat? Măi, dragă Natalia Morari, dragă doamnă Natalia, cine s-a panicat vreo secundă pe adunarea voastră? <laughs> Mai asta e, de asta spun că e, o fetiță, știi, copiii când, când se joacă, pe noi ne învață asta și la torii Când copiii se joacă, ei chiar cred în ce ei și fac. Și Natalia Morari credea, și le dea pe bune că ceea ce face ea e o chestie băi, facem și găsim un cand comun și îl susținem tot și îl împingem și -l iau l ce facem noi. O revoluție, nici nu știu ce e asta. Și s-a ei că e ceva important. Când era din start, clar că e un fâsc, de asta și s-au făcut atâtea glume. Că dacă era ceva serios, comenta în primul rând guvernarea. Dar și au făcut niște, Alexandru, Alex Bureț, au făcut niște meme, au făcut domnul Cozer un video, domnul Călugăreanu o postare și cam atât. Ok. Anume din acest motiv, toate întâlnirile ulterioare care au avut loc în ultima lună nu au fost făcute publice ca să nu fie dăunat procesul. Foarte bună deci. <laughs> Foarte bună alegere ți făcut. Puterea chiar se temea de ideea unui candidat comun neutru. Se temea. Măi, și mai de la masa aceea, puteți și omul potrivit pentru a fi președinte. Se temea. Cine de la masă și Irina Vlah Care și așa candidează Sau tăța și care și așa candidează <gângânt> Filat candidează Irina Vlah candidează Nu? De cine, cine mai îți candidează? Tăți candidează de amă De care e frica? Ca unde-i spaima? Însă, cu regret, sunt nevoită să constat că ei nu mai au de ce să se teamă. Spre mare bucurie și ușurare a puterii, subiectul candidatului comun neutru pentru alegerile prezidențiale poate fi considerat închis. E că, cred, asta e faza, că domnul Natalia Morari, ea credea că unica soluție de a da jos președinta noastră e ca ea să facă ceva. Și ea a făcut ceva A făcut o întâlnire cu niște oameni Și acum pentru că o ieșuat Pentru că poate fi considerat închis Subiectul candidatului comun neutru Gata Acum guvernarea răsuflă ușurat Măi dragă Natalia Morar Chiar, chiar e atât din serios Chiar? E bine că acest dialog a avut loc și el va mai continua pe marginea altor subiecte legate de desfășurarea alegerilor prezidențiale, bine. dar și referendumul din toamnă. Bine că totul e bine. <laughs> Cultura dialogului politic este da. cea care ne-a lipsit atât de mult în ultimii trei ani, mm -hmm. iar reacția sălbatică a puterii la dialogul în jurul subiectului candidatului comun doar demonstrează. Asta e asta foarte gaslighting lighting ce își face Natalia Morari în emisiunii. E foarte manipulator ce face ea și acum și o să vă mai arăt că asta am observat la Natalia Morari tot din frustrarea asta vine e foarte, foarte manipulator ce face Natalia Morari în sensul în care spune această mare panică a guvernării panica <laughs> panica guvernării unde mai panica? unde a fost? E? unde e panica? Măi că n-am vorbit, nici măcar noi n-am vorbit aici Am vorbit stream despre candidatul unic Și măcar pe nu m-a interesat candidatul unic Era clar că e o glumă Da, sălbatică, reacția sălbatică Reacția sălbatică a puterii la dialogul în jurul subiectului candidatului comun Cum făcut Alex Burețu un meme Cum a făcut Alex Bureț meme Asta i s-a reacția sălbatică Dar pe doamna Natalia Morar Dacă asta a fost reacția sălbatică Reacția dumneavoastră e ce este mai sus decât sălbatică? Doar demonstrează acest lucru. Da, da. Moldova stă în fața unor crize fără precedent, iar pentru a ieși din ele nu mai sunt valabile metode exclusiviste atât de preferate de actuală putere. Doar printr-un dialog larg în cadrul căruia să fi găsite puncte comune pentru absolut toți reprezentanții societății în ah. de la viziunile lor politice, doar printr-un asemenea dialog noi vom putea construi da. ceva palpabil. Probabil aici ar fi cazul să mă opresc dacă aș fi fost politician. Ah. Dar nu mă voi opri, pentru că din start v-am promis transparență maximă. Mulțumim, Natalia! <laughs> eu asta vă spun, că e, e, e consideră, și mai e și sponsorizat, că e sponsorizat și duce într-adevăr la lume, pentru că sponsorizează la greu. Dar e consider că ea, chiar, e chiar face schimbarea de una singură. Bun, și cu Gheorghe Gonța, că am văzut cum ai scos un video împreună. Dar chiar consider că, băi, eu pot. Și înțeleg de ce consider, pentru că de-a lungul timpului a fost una dintre cele mai importante voci. O întâlnit mulți oameni, să poate să-i adune pe Vlah, Dodon, Filat. Na. Așa cum, cum sunt Vlah, Dodon și Filat. Dar îi se pare că, băie, cunoaște lumea, e, știi cum să transmit o informație, știi nu știu ce. Și îi pare că face lucruri absolut Absolut importante pentru țara său, pentru, nu E face lucruri mari Însă din tâi vă fac o precizare Că aceasta este poziția mea personală Bine. Necoordonată cu nimeni din cei Care au participat la dialog Bine. Am lansat această inițiativă din motive Pe alocuri poate chiar naive Că politicienii când spun ceva Ei chiar au în vedere asta Ce? Și aici mă refer la multiple discuții din spațiul public Despre un ipotetic Candidat comun mm -hmm. Acum pot să vă spun că chiar am fost naivă Asta, aici, până aici am vrut să vă arăt asta, încă o dată. Necoordonată cu nimeni din cei care au participat la dialog. Am lansat această inițiativă din motive pe alocuri poate chiar naive. Dragă Natalia Morari, acum am o problemă cu dumneavoastră. Ne-am uitat noi la interviul la Dorin Galben cu dumneavoastră <laughs> și dumneavoastră spuneați că atunci erați naivă, când erați naivă, când erați naivă, mai de mult, mai de mult erați naivă. Dar pe urmă ne-ați asigurat că v-ați maturizat. Cum se întâmplă că acum iarăși dumneavoastră ne spuneți chiar ați avut o idee la dumneavoastră în cap care v-a sunat wow, fantastică și acum peste două zile ne spuneți că e o inițiativă naivă. Păi dar noi cum vă mai credem, doamnă Natalia Morari? Cum vă mai credem pe dumneavoastră dacă dumneavoastră <gâng> mâine să ne spuneți că și spuneți azi vă se pare naiv peste o săptămână spuneți că, băi, mă scuzați, că eu credeam că, eu chiar credem că ideile pro-Kremlin uh, sunt ok. Scuzați-mă, am fost naivă. Păi, doamna Natalia Morari, poate ne-ai primul leac. <laughs> dragă Pata Natalia. Am lansat această inițiativă din motive, pe alocuri, poate chiar naive, că politicienii, când spun ceva, ei chiar au în vedere asta. Pe păi, dragă Natalia Morari, te-ai dus să vorbești cu niște politicieni care toți de acolo au interesele lor directe. Acum că poate dumneata, doamna Talea Morare, ai niște interese curate, 100% imaculate și doar ești de părere că asta e cea mai proastă guvernare pe care am avut-o noi vreodată, Asta e altceva, că ai avut tu alte intenții. Dar cu și oamenii te-ai dus să vorbești. E evident că era o intenție, o, o, o pornire naivă. Cât de asta e, că eu de asta nici n-am comentat-o când am văzut că ați făcut-o. Nici n-am zis nimic despre acea intenție, absolut. <laughs> copilărească, infantilă și naivă. Da. Și aici mă refer la multiple discuții din spațiul public despre un ipotetic candidat comun. Uh -huh. Acum pot să vă spun că chiar am fost naivă să cred așa ceva. Da, doamnă Natalia, dar nu mai râdeți când spuneți asta. Ca așa ne spuneți deja câta oară. Și nu e ok. De ce ar trebui să vă credem, doamna Natalia Moră? Că e într-adevăr, iertați-mă, to cu tot dragul. Și nu-i, băi, nu, bă, să nu o luăm ca un atac. Că am vreau să o atac pe Natalia Morar. Dar tocmai aici e... e neînțelegerea mea cu ideile Natalei Morale. Că sunt foarte puierile, să le spun. Sunt foarte puierile, sunt infantile. Deci eu pe Natalia Morari vă jur că o văd ca pe o fetiță supărată care îi s-a luat păpușica și e și nu știu, și ca să arete că e pati Mă supărat. Sincer, așa o văd eu. Și că totuși... Și poate, poate nu conștient face asta, adică nu știu, că dar să să adică eu văd, eu văd conștient cum ea manipulează cu informația. Pentru că în orice, am mai descoperit chestia asta și v-am spus, când noi vorbim despre raportul americanilor făcut la adresa Moldovei, nu eu l-am citit raportul ce l-am citit și în engleză întâi și primul și în română l-am citit. Că nu știem este în română și l-am citit întâi numai în engleză și primul l-am citit și în română. Deci ce au spus ei de raport și ala, o au extras doar informația negativă în adresa guvernării. Și atunci mi-e foarte greu să cred că doamna Natalia Morar nu leagă două idei în capul dumnei ei, înțelegi? Pentru că eu cred că Natalia Morar leagă două idei în capul ei. Eu cred că este copilăroasă așa și puerilă. Asta e altceva. E un fel de, un fel de copilaș râzgăiat. Dar eu cred că doamna Natalia leagă două idei și din moment ce tu iei o informație dintr-un raport făcut de americani și o dai fix cum îți trebuie ție, mi mi-e foarte greu să cred că tu asta o faci din intenții de a ne informa corect. Nu toți politicienii sunt la fel. Iar acum urmează da. o scurtă radiografie a procesului desfășurat. Bun, naiv Iniciul? în orice caz. Așa, ne ducem la apropo și de asta cu Teatrul Luceafăru. Dar cine știe istoria cu Teatrul Luceafru, pot să spun eu așa pe scurt, Teatrul Luceafru a invitat un regizor din România care s-a apucat să monteze un spectacol, după care spectacolul ăla nu a mai ieșit din, din cauza că o actriță s-a îmbolnăvit destul de rău, s-a amânat spectacolul pe nu știu cât timp, Asta eu vă spun din ce am văzut în spațiu public Știind și ce se întâmplă în interior Dar vă spun în spațiu public nu știu ce să spun Cât, a, cât să spun și cât nu de acolo Dar da, s-a îmbolnăvit Sigur nu o să vă mint, asta vreau să spun S-a mânat spectacolul După care se pare că s-a anulat Și regizorul acelui spectacol O venit cu un interviu pe online În care spune că de fapt Directorii de la Teatrul Luceafru Au fost sunați de niște oameni Din anturajul Maiei Sandu Și le-au spus că băi, voi faceți acolo ceva, atac în adresa pasului și ai, 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 ai. Ia nu mai faceți spectacolul ăsta. Așa spune uh, acel regizor în interviu. Regizorul Slava Sambriș, directorul artistic al teatrului Luceafăru, spune că nu a fost așa. Că a fost într-adevăr un sunet de la consiliera președintei care a întrebat Băi, ce se aude la voi, că am înțeles că aveți un text, nu știu ce, când s-o plâns cineva, nu știu ce, ce se întâmplă la voi acea consilieră fiind bună cunoștință cu Slava și de mult timp, adică îi cunosc, pentru că așa se întâmplă în țara asta și eu mă cunosc cu oameni, cu, chiar cu deputați din Parlament, de pe vremea când nu erau deputați. Ce să fac acum că au ajuns deputați? Dar da. Și Slava spune că, băi, o sunat, o întrebat ce e acolo, Slava o zis că ea că avem un spectacol, încă suntem un în lucru și așa eu zic, bine, succes, papa. Și acum ce se întâmplă? Acest interviu al acestui regizor o a ajuns ca și cum, ia uitați-vă, se cenzurează teatru în Republica Moldova. Și mi se pare că e... Și bun, e la îndemâna, e cel mai la îndemâna Nataliei Morare, de exemplu, un astfel de subiect. băi, se bagă și în teatru. Când nu se bagă absolut nimeni în teatru. Nici măcar nu e... Cum adică... Din păcate, teatru nici măcar nu e așa de important că să trebuiască cineva să-ți cenzureze teatru. Există niște oameni care se cunosc când de ei, adică, nu știu, dacă și eu, închipuiți-vă că nu știu, nu știu, nu știu, cineva din apropiații mei face ceva în care discute despre mine. Logica să-l sună, să, să eu telefon și a zis, băi, noroc, Radu, și, și, discuți despre mine. Ia că așa, așa, ah, ok, bun, asta am vrut știu, bun, hai, ceau. Pentru că așa se adică aceste su, su, se sună de acolo, de sus. Să rămas așa o leacă de soviet și de astea lăsate, de... m sunat de sus. Nu, m sunat un om care mă cunosc de -o viață, care da, se face, că acum are o funcție, dar... Și da, asta cu, cu, cenzura în teatru, e evident că eu o să iau partea teatrului. Dar nu e, așa de evident că putem stac dacă știem că ceva nu dar știu și istoria din, dinăuntru. Am vorbit și cu câțiva actori din ce spune, din poziția teatrului lui acel regizor și eu asta aflasem încă și atunci când erau ei în proces de, de lucru la spectacol, că regizorul avea unele porniri dintre astea credințe oarecum putiniste, asta din ce am auzit, nu spun eu că așa e, că nu vreau să fiu dat în Dar din ce mai spuneau unii actori, unii, adică, nu neapărat putiniste, dar... Parcă o leacă justificăm războiul din Ucraina, parcă o leacă credem niște oameni care, de exemplu, era cazul că o luat un interviu de la un refugiat din Ucraina și refugiatul o spus anume declarații, dar care nu s-a nu, nu adevărat, adică omul a spus că, nu știu, corupții în armată sau nu știu și, și păi, poate să fie dator pe cine bazăm adică nu, nici nu poți spui să aduci lumii informații așa, dar în orice caz eu asta auzeam și de atunci de asta e clar că iau cumva apărarea dacă e cazul a teatrului pentru că aceste zvonuri le auzeam și atunci când nu se știa nimic despre acest uh, scandal acum, ce vreau să spun cu asta doamna Natalia Morari a abordat și acest subiect și Uh, tocmai că, e ca doamna Natalia Morari vorbește despre un lucruri pe care eu nu mă mai obosesc să l verific, știi? Dar în unele cazuri eu chiar știu ce se întâmplă. Și atunci când văd cum formulează e mesajul, înțeleg cum lucrează manipularea asta și în alte cazuri. Și în cazul ăsta unde chiar mă pricep și unde știu ce se întâmplă, o înțeleg ce face Natalia Morari. Lucrurile se gravează de la o zi la altă tot mai mult și noi nu exagerăm. Yeah. După ce au închis cam tot ce au putut închide în spațiul mass media, dar mai urmează, credeți-mă, acum yeah. s-au apucat atenție și de cultură. Un regizor de la București urma să pună pe scena teatrului. Da, și plus la asta, cum s au apucat de cultură? Adică să zicem că pasul a închis televiziunile care nu erau ale lor sau care nu erau cu aceleași viziuni ca ale lor și a cenzurat acele canale. În cazul ăsta, dacă tot spui că, că uh, Teatrul Luceafăru are aceleași viziuni ca ale uh, guvernării, cum mai este cenzură? Că nu, cum l-o mai cenzurat dacă ești de aceleași valori? Cum mai, înțelegi, și spun... Uf, doamnă Natalia, așa. Ceafurul, un spectacol cu aluzii social-politice. Dar de unde? A sunat Angel... Dar de unde? <laughs> uh, nu, era despre un spectacol despre corupție asta, asta știu eu că era. Ba mai mult, chiar am dat și eu, că mi-au luat și de la mine interviu. Și am dat și eu un interviu despre, despre corupția din, din Moldova. Angela Brașoveanu, consilieră mai sandu pe cultură, și-a ordonat ca spectacolul să fie anulat. Asta, E o, e o, minciună grosolană și eu știind asta, mă uit la asta și înțeleg că Natalia Morar e pur și simplu rău intenționată. E pur și simplu rău intenționată. Și puțin în cazul ăsta în care pricep ce zic. Și plus, nu, nu pot să spui un spectacol cu aluzii social-politice, dar de unde? Deci, dacă tu spui asta a sunat Angela Brașoveanu, consilieră mai Sandu pe cultură, și-a ordonat ca spectacolul să fie anulat. Acum, tu ca un spectator care te uiți la Natalia Morari, și nu te obosești să citești toate și interviurile lui David Schwartz, și răspunsul lui Slava Sambre, și răspunsul actorilor, și răspunsul nu știu cui. Tu auzi informația asta pe care ți-o dă această Un doamnă. Un cu aluzii social-politice. Dar de unde? A sunat Angela Brașoveanu, consilieră mai pe cultură, și a ordonat ca spectacolul să fie anulat. De unde a luat Natalia Morari această informație eu nu știu. Pentru că eu am citit toate interviurile, toate replicile date și de o parte, și de alta, și de cealaltă, am vorbit și cu actori, am vorbit și cu, cu Slava, cu directorul, am vorbit cu toate părțile, am citit tot ce era în spațiu public, pentru că probabil Natalia Morar din spațiu public se informează când ia când deciziile de a spune așa ceva. Unde au fost în ceva, în undeva, spus că o sunat Angela Brașoveanu și au spus că acest spectacol trebuie să fie anulat. Unde au fost asta? Deci asta e metoda Nataliei Morar de, de, de propagandă. care nu înțeleg de ce o faci atât de grosolan. Chiar nu înțeleg. Și ca în cazurile în care mă pricep și o aud că faci asta, zic, ah, ok, dar și în cazurile și cum ești cu raportul pe care am zis că l-am citit și fix același lucru. Adică îi distorsionează adevărul. Și îl face așa cum a fost. Tot ce spune în comentarii a fost că da, o sunat Angela Brășoven l o sunat pe Slava și l-a întrebat, ce se aude la voi acolo, ce montați, ce faceți. Slava i-a spus ce montează, ce face și Angela i-a spus că bine, succes în continuare, papa. Pa. Natalia Morari, în schimb, ne zice că o sunat Angela Brașoveanu și a spus anulat. Paza! Anulare! Ce facem cu faptul că Natalia Morari zice rahatul ăsta? Cum facem cu chestia asta? Cum o contrazicem? Cum o tragem la răspundere pentru minciuni? Ce facem cu Natalia Morari? Motivul invocat e unul idiot. Ci că textele din spectacol sunt antipatriotice împotriva regimului. Iarăși, ca să ne, ca să ne înțelegem, o luat, o luat doar. A, sau nu știu, poate acum spune și da, acum pune probabil și, și partea celălalt. Dar asta e tot interviul. I -i interviul cu regizorul e inițiat de un domn pe pagina căruia am intrat eu pe Facebook și e așa, destul de. iarăși, tot așa, cu, cu niște share-uri, cu niște postări cam dubioase din punctul meu de vedere actual, probabil plătit de cineva intenționat, propaganda împotriva PAS și împotriva mai Sandu, patriotismul nu se negocează, o pledorie împotriva PAS. Pe 11 iulie pornim vremurile bune. Pe 11 iulie votăm PAS. Și am votat PAS. Dar nu am votat pasul pentru ca să avem comunism sovietic cu centre de cenzură. Nici măcar în timpul comunismului lui Voronin așa ceva nu a Vezi ce Deci de unde a luat Natalia Morari informația că asta s-a întâmplat. De unde? Că nici măcar, nici măcar regizorul nu a spus că Angela Brașoveanu l-ar fi sunat pe Slava Sambre și ar fi spus anulare. Nici măcar regizorul în interviul lui, care el asta vrea să spună, că e cenzură, că nu știu ce. Nici măcar el nu a zis asta. Dar Natalia Morar zice asta existat. Chiar din contră, atunci toți oamenii de artă în marilor parte erau anticomuniști și spectacolele pe care le puneau pe scenă erau antisistem. Și? Și nimic. Actorii jucau, puterea guverna, fiecare cu treaba sa. Iar acum ce avem? Deja cenzură și peste cultură, peste oamenii de artă. C jos cenzura de pe cultura! Artă?

Eu lucrez în același teatru cu mama mea. mea. e directorul meu. Și dacă eu mă duc undeva, nu știu, fac ceva la teatru, nu știu, am făcut ceva, am, am făcut ceva în, în teatru și mama mea a fost anunțată că eu am făcut ceva. Și mă sună mama Și îmi spune că Elinu, ce ai făcut acolo? Și eu lămuresc. Păi, am făcut, nu știu, m-am dus, am măturat ceva pe jos, pe, nu știu, o prostie. Și spune, am spus că, "Bun, hai." Eu pe -am și și spun că m-a sunat mama mea să m-a sunat direcția, m-a sunat conducerea ca să mă tragă la răspundere, măi, oameni buni, măi, eu cunosc, și eu cunosc oamenii din, adică și eu o cunosc pe doamna consilieră, o cunosc. Adică eu nu, nu e asta ca și cum mă sună conducerea, băi, scoteți-vă aceste stereotipuri sovieti și din cap te sună conducerea. Și să fac dacă eu mă cunosc cu mame, nu mă sună conducerea, mă sună un om cu care am trăit, care m-a crescut, nu știu, și, și mă sună pentru că ne cunoaștem și mă întreabă direct. Așa se întâmplă și în cazul ăsta. Slava cu Angela se cunosc de mult timp. Și eu eu a fost cea mai măsură să-l sune, să se întrebe, ca, ca cunoștință, ca prieteni ce se întâmplă. O sunat consiliera pe director, vezi cum sună, consiliera președintei l-a sunat pe director să anuleze spectacolul. Și pipeți, și poți mai zice ceva? 7 aprilie 2009. Cum se degradeze în așa hal, dragă doamnă Maia Sandu? Chiar tuturor să le închideți gura de la presă și politicieni până la oameni... fac e E, e, e că Natalia Mora crede vreo secundă că Maia Sandu în general știe despre asta? Maia Sandu știi despre faptul că se monta un spectacol? vreți doar laudă? Dacă e așa, puneți-vă în birou 10 televizoare și porniți-le la posturile TV preferate. Acolo doar laudă veți auzi. Dar lumea da. normală, lăsați-o în voie ei. Regretabil este și altceva. mai mulți actori au încercat să drege busuiocul. Știm noi cum și de ce. Dând vină pe regizor. Aici bine am mai spus-o Doru Petru. Știm noi cum și de ce. Dând vină pe regizor. Nu știu dacă au dat... sau au dat... Au dat în un fel vina? Bun, dacă vă interesează, puteți intrați pe pagina teatrului Lucea, fără o să citiți, nu știu. Dar nu au dat nimic vin sau Черкат Седриджи Бусу Йокол, Штим Ной Кум Шидиче, Дын Вина Пе Реджизор. Айч биня май спусо Дору Петруце. А ништи уамень, реджизор, актор, сценограф, лукрязы кыти валун лаун текст, си спуник препондерен при коррупция, мунчес кот ла кот, фак афишл, премьера спектакулы, яркан буба си спарджа удаты ку интерзичеры спектакулы, а паре антру сяра ши позиция акторилор, публиката пи паджина ди фейсбук, а театр ну ди Asta, băi, și asta eu știind, eu fiind atât de în subiect, să aud pe Natalia Morar vorgind a ploaie, a ploaie, cu deducțiile ei a ploaie. Înțeleg că da, băi, nu pot să am încredere în Natalia nu pot să ai încredere în Natalia Morar care face aceste legături logice în capul ei. Fie că le face ca așa gândește ea, fie că le face intenționat. Dar plus că uh, mai era pe ei și pe video n-am mai notat uh, minutul mai băgat ceva cu balabolii de la guvernare. E crede că are, are, are cenzură în țară. Balabolii de la guvernare are cenzură în țară. Un pe scurt că regizorul român e de fapt putinist. Zamecitelă, parazitelă, genială. Dar paranoia guvernării totuși nu cunoaște granițe, situația în capul lor agrăându-se de la o zi la alta. Poftiți un alt exemplu, sportive moldoveni care au participat... Da. Hai că și aici, -am. aici trebuie să pșea pe altcineva care C a zis că... Doamna Natalia Morar ne dă doar e, surse și trimiteri la chestii serioase. Băi, era o chestie pe care că nu știu ce n-am scris-o... Era un lucru pe care îl spune ea și era și ca și cum dacă deștept. vă putea. La prima și unică ședință la care a participat domnul Chico, acesta a rugat că eu să prezint argumente de ce un candidat comun ar avea șanse mai mari decât alți candidați în cursă prezidențială. Și asta după ce anume domnul Chico a fost cel care la sfârșitul anului 2023... Mă știți ce am văzut? Uneori că așa mă, mă uneori mă implic în problemă și primul mă detașez și mă uit, mă uit la Natalia Morari, mă uit la... La Ion Chicu și zic, băi, oamenii ăștia e chiar cred că sunt oameni importanți. Știi că eu nu, eu nu mă consider pe mine un om important. Totuși arătăm solid așa între. trei. <laughs> Dar chiar se consideră oameni care, băi, Ей а в публик, а часто идея. Штилка поте порядь чудат, ка оно мне кикул менционец кум вас печал, да ран русы есть аша узикала, кому дано с того и спрос большой. Да почей он чубан царит раз. Ведь кому дано? Джен Кику и дано. А к домне он кику, кари периода период пандемии, у факут нунтало в шорсу, са ну ж тикуй. Шутскнуй ранунты, о sărbătoare, ușurică. Domnul Ion Chicu, camu dano, no, uta mu balșoi. The fac, măi! <laughs> Din cursă, Ion Chicu a rămas ultimul și principalul pilon, electoral vorbind, da. ca pondere în societate, pe care s-ar putea construi ideea candidatului comun. Foarte, foarte potrivit aveți. <laughs> Ion Chicu, băi, Ion Chicu care ți-am că chiar și pe atunci Chiar și pe atunci mă amuzam pe seama lui. Nu știu că am făcut video pe parodii. Parodii n-am făcut sigur, dar video despre îmi pare că am făcut. Din momentul în care Ion Chico a anunțat că subiectul candidat... Dar și amuzam, pe chiar am făcut și niște stories despre luând în vedere postările lui, care Penibili, băi, ceva de genul vaccinul, își pui capei ca și ține, știi? Ceva de genul ăsta. ...comun este închis, iar aceasta s-a întâmplat înainte de a doua ședință, a dispărut acest pilon care îl putea contrabalansa pe Igor Dodon. Da, eu nu vorbesc de alții pentru că alții nu au ponderea domnului Chicun. Măi, și, și asta mă mai întreb, nu e rușine Natalia Morari? Și băi, că mă mai întreb, când a fost naivă? Că e naivă constant, înțeleg. Adică ai fost naivă că ai susținut drumul european și pasul atât de insistent, amu, n-ai cum și atât de categoric, din, n-ai, cum, nu, nici naiv să fii, nici prost să fii, nici imbecil să fii, n-ai cum, n-ai cum. N-ai cum să schimbi viziunile la 180 de grade din nimic. De asta eu nu, nu prea am încredere în Natalia Morar, că nu, nu prea am încredere și punct. <laughs> Înțelegi că nu, nu, nu poți schimba la 180 grade vectorul gândirii, valorile și sunt bagi amul replici din filme rusești și camu dano, poate le avești înainte, nu știu, mă urmăream așa de... Societatea și nu putea... e pilonul! <laughs> o pot devini această contrabalanță. Candidatul comun ajuns să fie susținut aparent doar de pe SRM și pe LDM, nu mai este candidatul comun. Și în acest context, formula candidatului comun a ieșuat. Pentru da. că nici candidatul Păcat. nu dorea să fie asociat prea tare. Acum ce se mai bucură guvernarea Radu Marean cu Dan Perciun? Precis să sunt într-un club, amușă, stentere, smooth operator. <laughs> cu vreun partid politic. E una o coaliție largă și e alta afiliere deschisă la o anumită forță politică. Mm -hmm. Îmi pare rău să spun, dar Ion Chicu chiar putea răsturna această tablă de șah. Da. Și orice înțelegere ascunsă sau deschisă pe asta. care ar putea eventual avea Igor Dodon, fie aici în țară, fie în afara țării, nu mai conta. Pentru că pe DCM, pe LDM și pe CRM ar fi fost o platformă largă în jurul căreia se putea de unit. Bă, nu, nu, e ca asta, eu, eu mă tem de ziua Mă tem din momentul în care eu o pot să vorbesc cumva afiliindu-mă cu PSRM, PDCM și PLDM Băi, nu cu, nu cu partii din noi care, care apară Băi, nu știu, înțeleg să-mi dă ei niște din noi E ca ăsta, azi. Băi, îmi dă PSRM care știm ce a făcut PSRM îmi dă PLDM care știm ce a făcut PLDM Și PDCM cu chicu. pilonul Măi, doamne, să n -ajung în viața mea să fac așa ceva pele pe de mie și pe mie. Și chiar dacă, dacă pasul a să fac într-o zi, să fac rahaturi, să fac ceva, nu știu, păi o să mă dezic imediat de orice, nu știu, o să spun că ni se că fac rahat, că nu știu ce. Cum să mă aduci în discuții pele pe de meu când Filat a participat la furtul milia? A, ah, dar bun, și Platon și, ei, nu știu, meu, pe Dodon, băi. Ar fi care fost -o... ți au vândut țara, practic, Practic așa la vedere, adică nu că avem noi bănuieli, nu, nu, vând-o la vedere și tu te asociezi, tu pui la tine pe ecran PSRM, PLDM și Ion Chicu, pilonul, mă scuzați. To platformă largă în jurul lucrurilor se putea de unit mai mulți. Mai mulți politicieni, da. mai mulți forțe politice, inclusiv cei care n-au participat la acest dialog. Mai este un lucru pe care sunt obligată să-l menționez. Spune, Lucrul ta. care m-a lăsat stupifiată. La o anumită etapă, domnul Chico a spus că poate e și mai bine chiar ca mai Sandu să câștige al doilea mandat, pentru că astfel lumea se va înrăi și mai tare și la parlamentare va vota cu opoziția. Ați înțeles? Poate e și mai bine. Ați înțeles? <laughs> și va și mai tare și la parlamentare va vota cu opoziția. Ați înțeles? Da. Poate și mai bine să da. câștige. Mm -hmm. Repet. Cam... Da, da, poate chiar și mai bine? Păi, morari scazal chicu nici de el. Da, nu, stă spros <laughs> bălșoi. Poate e -ar ar chico, <laughs> nu, <laughs> da, no, poate mai bine? Încă o vorba de pe care eu așa nu o înțeleg. Să câștige. Repet. Cam da, nu, no, stă voi spros bălșoi. Ce, ce vrea să spună cu asta? Că de, în cazul ăsta, că tot la Chicu, da, nu? No? ca nu da, mu no... mai bine să câștige. Repet, ca mu no, stă voi spros bălșoi. Personal, am rămas tu pe Personal? <laughs> am rămas stupefiat. Nu, Am rămas eu personal stupefiat. Nu mai zic de alții stupefiat. Dar eu personal, personal m-a stupefiat din cap <laughs> până în picioare. Dar de poziția domnului Chicu, acest proces de dialog. Și ultima, ca să da. fiu deschisă până la capăt. Candidatul comun definitivat a fost domnul Alexandru Stoianoglu. Îi doresc succes în continuare în orice ar face domnia sa. Domnul Stoianoglu, care, pe care, băi, și Natalia Morari l-a tras la răspund, l-a văzut, băi, că era, cu, era îndoielnic, chiar spun. Păi Natalia Morari ne l-a arătat că e îndoielnic. Eu pus întrebări. Eu l o deconspirat. Acum ea are, nu știu cum se face, cât de naivă era Natalia Morari Păi cât de naivă să fi fost Natalia Morari, păi, nu era naivă, era clasa a doua Cât de naivă poți și ca să-i puteți aici pe care tu pe urmă îi pui la masă și spui că chicul e pilonul <laughs> Dacă nu era chicul, Dodonul contrabalansa, ce ban ideal aveți și domnul Stoianoglu, sunteți perfect Cât de naivă să fi fost Natalia și cum adică era așa de naivă? cum ai ajuns să faci o facultate sau să ajungi la o televiziune? Cum ai reușit? Spune-ne și nou. Că atâți naivi suntem în țara asta care vrem să noi și noi să facem atâta treabă cu naivitatea noastră. Și îmi exprim profund regret că nu mi-a reușit. Eu chiar cred că asta ar putea fi o șansă unică pentru țara, cu șanse enorme de câștig. Eu sunt absolut convinsă că domnul Stoianoglu ar fi câștigat din primul tur. <laughs> Da, Natalia, da, și eu sunt absolut convins că Moș Crăciun există, <laughs> că Moș Crăciun există, da, 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 stoi în oglo, o sigur câștiga. Și aici voi pune punct, chiar cred în asta, dar asta e, măcar am încercat. Da, 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 ai încercat și ai făcut o treabă foarte bună. Foarte bine, Natalia, foarte bine. Băi, încă, încă ce mai cred eu despre Natalia Morari Eu cred că dumnea ei, ei place lupta, în general. Eu cred că dumnea ei, într-adevăr, nu s-ar identifica foarte bine cu valorile europene. Eu cred că dumnea ei ar vrea ca un, de exemplu, dacă o făcut can, asta cu candidatul comun și să câștigi președinția un, un candidat comun de-a lor, care a fost ales la inițierea și la inițiativa Nataliei Morari, Natalia Morari Morar vrea să, să aibă și sfeazuri. E, e, genul care, eu asta cred cu, cu, siguranță, e genul care îi place să aibă președintele? Eu dacă vreau, eu, eu și-l sunt președintele. Asta cum o sunat uh, consiliera <gângări> pe director. Știi? Adică ne îmi pare că e chiar asta vreau. Și e, se simțea în vibe-ul când o susținut pasul și pasul ajunge la putere și era în TV8 și TV8 era o voce importantă. Și până când o dat-o într-o parte și-o dat seama că aici nu mai poate, nu mai are cum că e cu Platon. Și Vre, eu, eu, am impresia că ei place tema asta cu muțile, cu, nu știu, cu samp și cineva, știu că acolo e cineva de meu, să... Chiar dacă nu-ți nu, nu, nu -ți folosești la nimic. Bun, în cazul în care ar veni un candidat comun din cei pe care i-a înșirat în fața noastră, sunt convins că n-ar fi foarte mult echitate acolo. De asta n-aș vota pe niciun om pe care l-a arătat Natalia Morari în, în inițiativa ei. Dar da, asta cred. Eu cred că Natalia Morari are, are o leacă de nostalgie de anii 90. Nu știu dacă e prins, nu știu cu țăne are, dar are o nostalgie de... Și și e importantă E puterea a patra E că e chiar se crede puterea patra Și domnul Gonța tot așa E chiar se crede puterea patra E chiar se crede importanți Poate nici nu ar avea nevoie să apeleze vreodată la Chicu dacă ar fi președinte Nu ar avea nevoie Dar să știe e că ei Are și sfeazuri Și dacă vrei pe și rezolvă ceva Și rahaturi este de, de anii 90, care nu de anii 90. Pentru că eu repet, eu poate pare că pup în fund pasul și mai asandu, și chiar o apreciez mai n-am avut nicio... n-am fost scutit de vreo amendă, n-am fost scutit de vreo judecată pe care am avut-o, n-am fost scutit de nimic. Pentru că nu mă interesează să apelez în vreun fel la oamenii pe care știu din guvern. Nu mă interesează, nu fac asta, nu, 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 așa se face. Și mai ales în Moldova asta în care lumea chiar să știe, în care da, mă știu cu un deputat, mă știu cu un consilier, mă știu cu nu știu, mă știu, mă cunosc. Cu atât mai mult nu mi-ar fi rușine să... Auzi, dar scuz-mă, dar putem să rezolvăm cumva ceva. Dar eu am impresia, asta e doar părerea mea, că Natalia Morari cam în, ar, ar merge în zona asta, știi? Ce mai, ci gata, hai că 3 ore și hai, hai încet și ori să mergi. mai am aici, nu, aici sunt multe, dați vă arăt pista. Ne-am înțeles? Ion Ceban, Ștefan cel Mare, cu trotineta... Bine. Contrasens, încolo. Fără echipament, clar. Pe contrasens, pe șosea, pe nici un fel de bandă de asta. Dragă domnule Iv Ceban, hai să facem. Hai să mai facem Benz. Da, știți și mai cred eu, fiți atenți ce cred eu. De fapt, acolo că și greu poziționarea asta. Vine dincolo, vezi Toată adunătura de bicicliști Îi vezi Și tu vrei Să le arăți că mergi cu trotineta Așa mă gândesc De asta vii prin coa Că altfel nu-mi imaginezi De ești ieși pe șosea Că poți să mergi pe acolo că eu mai merg cu trotineta pe Îmi pare că pe pe trotuar Cumva mergi Dacă nu greșesc Nu ți-mi mint Dar în orice caz, eu am ieșit pe contrasens Când am mers pe acolo cu trotineta. Dragă domn ce trebuie ăștia Mi-am urgent Da True dar eu cred că el a venit pe aici ca să arate că el merge cu trotineta, să le arate să facă văzut, da. prea, prea fălos vine pe aici. Cum să vrei să te bagi pe aici când știi că mergi pe carosabil pe contrasens? Cum să vrei să te bagi pe aici? Hai eu, Cătălin nu mă mai pot băga pe aici. Tu ești primarul orașului care practic trebuie să-ți faci aici și bandă în direcția aceea. Bună ziua! Da. Dar deci și am postat -o de Ion Palade, ce eu am un TikTok de Ion Palade. Domnul Palade, cu tot dragul. Noi am luat, apropo, când eu am luat maestru în artă, dumnealui a luat artist al poporului. Domnul Ion Palade, cu tot dragul. E foarte cringe. foarte cringe. Deci cu berea din... Cu berea din... Din turnul e fel. cu berea cu turnul e fel. Cu sfiter cu turnul e fel. Sub turnul Eiffel. Asta e mai cu... cu... Eu, eu, tot, eu, tot, mă tem, eu sincer, eu mă tem de, de, mine la o vârstă. Vă spun cu toată sinceritatea. Eu cred că e ne e sortit să ne... Să devenim cringe la un moment dat, la o anume vârstă. Eu cred că ne e sortit. Și ne-ar fi spus că e un palade cu, cu berea cu turnul Eiffel, cu mai cu turnul Eiffel, sub turnul Eiffel, pe muzica de la filmul Shelley Buzz House, cu sărăchie, cine s-ar fi gândit vreodată? Bine -i mea, să -i și de Și băi, tot apropo de asta cu... O să facem o, o reclamă gratuită cu cuiva. Dar vreau neapărat să-l vedem pista. Vreau să vă arăt că e, e impecabil și asta. Veste extraordinară pentru clienții Floare Carpet. Datorită cererii uriașe am extins târgul de covoare Floare Carpet și reducerii... E domnul Palade. Băi, eu am spus odată, i-am spus odată lui Radu. Zic, băi, când o să ajung vreodată pe un placat de ista în oraș, să nu știu, să mă, să mă nu știu, să nu mai dai voie să ies pe stradă <laughs> în, în, stilul ăsta Măi, ce e asta? Măi, când, eu când mă duc undeva să, să invitat la ceva Mai am dista că le spun că, băi, dar schimbați vă rog frumos uh, afișul Cum am spus eu, că e, e, cam ieftin, așa că mă arată cam urât Măi, pe un, pe un dita mai baner Un oraș nu contează pentru domnul, domnul Paladic că -a luat banul Câți niște bani? Luat banul? Doamne, iar. Ile explozive până pe 25 iunie. <laughs> oh my god! Oh my, oh my, oh my god! <laughs> 2024. Bine ai șat de casei mele cu covoare frumușel. <laughs> nu, no, nu. No. Vedea, asta e voce făcut prin AI? Pentru că eu mă gândesc cine, cine ar, v, v ar spune acest text. Ce se întâmplă aici? Vini și de Frumos, frumos. Nu ci fericit. <laughs> Now that's fast, da, da. Băi, hai să nu le dăm idei celor de la floare carpet. <laughs> Asta era. Vă închipuiți omul de pe marketing acolo? Vede stați, stați, vedeți ce idei ne venit. Stați un pic, așa. Având în vedere că e, că e un palat de pe, pe, panou. Bine eșa de casei mele cu covare frumoase și-o zis Cum o zis, <laughs> Cum zis? Bine de case mele cu covare frumoasele Bun Vânzările sus, 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 sus <laughs> Foarte bine Foarte bine Foarte, foarte bine Bun, Ion Paladio, a fost Cine este? Îmi pare că Radu ne-o dat să mă uit la asta Câteva fete care dansează în ansamblu joc, erau da, în concediu, da. a fost în da. Sankt Petersburg. Da, am văzut. Șor sau cineva de-al șor l rugat, nu da. știu, conform contract, nu contract, în da. fine, fetele erau da. liberi de contract, erau da. era un concil da. Domnul Nantori a ținut un discurs foarte dur, că am cu text deschis le-a numit prostituate, a doua zi... Le-a numit, numit. Le numit prostituate, că asta, că le-a numit prostituate, le-a numit domnul Oazul Nantori prostituate? A să mă uit singur la bucată. Cei care v-ați uitat, le-au numit prostituate, le-au numit în nu vreun fel? Mi dumneavoastră mrazi Putinist, pentru că el așa a comentat celor care au comentat. Nu. Nu, păi, dacă, dacă e și a spus, deci doar dacă e din ceea ce am văzut noi împreună, domnule Gonța, nu le-au numit, nu le-au numit prostituate. Le-au spus că în cazul, deci asta eu cred că e interpretarea absolut urâtă și greșită. Nu, nu. Ideea e că dacă vine armata rusească în, în Moldova, asta se întâmplă pentru că vedem ce se întâmplă alături în Ucraina. Deci nu le-a făcut nimeni prostituate din ce am văzut noi, dacă e la asta vă referiți. Deci da, n-am înțeles cum le-au numit, că am mai auzit asta că le-au numit prostituate, le-au numit unde s-a întâmplat asta, că nu n-am văzut. Ce am văzut, am înțeles. Gheorghe, eu de mult, de mult ori am spus, pentru toate în viață există o vârstă limit. E că îți spune, te rog, deși la vârsta lui întoi nu poți fi cosmonaut, Oar pompier. Da pot și deputat în Parlament. Nu to azi este într-o vârstă că el poate să ducă la pește, la răbalcă și să uite nepotul când vine acasă de la răbalcă. El dar poate să uite care nepot. Răbalca. <laughs> Veșnica, light motivul lui Renato Usati. Răbalca. Răbalca cu nepot, se duce, și vine nepotul înapoi. Ori ne pot. Пой, ёканый вот э, домну на то, елдорый прикольный парашютист. Все опцины отдать на конгресс, мы тебе в инвентарь, у сырику парашюта, что не мерит, то не требует. А стоя музант. Узорик парашют. Увнит ла унивен имен. Вы узорик парашют, а что он имеет, он требу. Цел за лег дикой твоего урка на сорику парашют, а он не наш кап крану. Ты как редко мне живешь, ты страшный приор. Шею нужду кума мол У реплика i-ați dat, domnul, domnul Usate. Asta e faza că i-ați dat. Sunteți conștient că i-ați dat deja replică? Și foarte ieftin. Așa, deși eu nu înțeleg, deși oamenii ăștia așa de copii care nu, nu, pot gândi ceva original, ceva mai bun. Am fost de la... Că am fost la nuntă, am fost la la nuntă, ieri am fost la o zeamă. Băi, tineri care învață psihotare, care lucrează psihotare, care nu știu ce. Băi, tineri cu pricoale bune, <laughs> cu glume bune la care chiar râdem ce o lasă nepotul la că goinat capul, creanga de atunci. Ok. Știi cum? Nu poți despre oameni bătrâni vorbi urât, nu tot o hoce să știi. ei, păi, eu și combinație au făcut șor. O pus pe cineva, bunar. Dar de, 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 ce să vorbești urât? De, de, și zis, și -o zis o totuși.

și de la masă discuta cu președintele Dumnezeu de stat. Eu vreau să-i spun că în Europa prostituatele sunt mai tare aparate decât la noi cetățenii, inclusiv și doctori, și polițiști și așa mai departe. Da, probabil că e legalizată prostituția, nu? Și înțeleg că asta e o chestie sănătoasă, pentru că astfel scapi de mai multe probleme cu care se confruntă. Dacă în Antoia asta o în Europa, Așa. el avea și bă, chemat, avea să-i pui unul col, unul în și unul creier,

Da. De ce asta și cu cei doi analiști cei ce a spus? Nu, eu înțeleg, ni, da, e destul de dur modul în care o spune, o spus -o domnul întoi, dar nu știu, există ceva, nu, chiar nu-mi dau seama. Nu, nu-mi dau seama. Pentru că da, e o imagine care ne screază în cap groaznică, dar să fim conștienți că asta se întâmplă în Ucraina acum. Adică se întâmplă, se întâmplă, asta. Și când te duci tu ca tânăr și ne se pare un punct de vedere, adică ne se pare un, un mod de a, de a, apela la sentimentul tânărului, tinerei, de mai nu mai, nu faceți, încercați să fugiți de jocurile Rusiei. Pentru că uitați să vă și fac rușii în Ucraina fugiți că e posibil Cum? că, e, că e, e, posibil să te pui în locul lor să înțelegi adică po poți să poți înțelegi dacă te, te informezi și acolo și probabil am știți ce se întâmplă în Ucraina nu, e, e, posibil să te pui în locul lor și să înțelegi că băi ar fi grav da, bun băi, hai că avem 3 ceasuri jumate state, fără pauză bun, vă spun și vouă papa, pa, gata, pup și uh, nu uitați, stream data trecut este pe YouTube și dați-mi pe că merge foarte, foarte rău. Teoretic trebuie să meargă ok -uț. Merge lamentabil. <gătă> -i> dați -i un share, bustuiți-l pe undeva, că, e, adică el e bun. I-am făcut și time coduri, el e ok, mi mi place. Dar merge foarte slab. Bun, gata, vă pup. Pup.